Ah, bună să vă fie seara, oameni buni și frumoși, oameni din toată lumea, bună să vă fie seara. Vreau să spuneți dacă mă auziți, dacă sunt pe fir, dacă conexiunea noastră este una cum spologhează. Noi în continuare o să discutăm cu voi despre un subiect tare, bănuiesc că e important. Așa, bună seara, bună, bună, bună. Când mă uit așa o lecție în jos, știți că eu mă uit la voi și văd ce scrieți. Ne auzim, tot ok, totul este ok. Super, super, super. Bună seara, de unde suntem? Haideți să facem un... Până se conectează lumea, noi am avut 5300 dimineață, pe la 6000 de oameni au ajuns înregistrați la webinarul de azi. Din păcate, room-ul durează sau are capacitate de 2000 de persoane, dar statistica arată că în jur de 30% de oameni vin la webinar. Noi nu ne-am așteptat ca să fie așa un feedback de mare și o să vină atât de multă lume. Sperăm tare mult că nimeni o să rămână dezamăgit. Iar voi, faptul că ați reușit, felicitări! Așa, de unde suntem? Suedia, Florești. O să rog colegii mei să împingă un pic la dreapta ecranul, că eu se pot vedea, pentru că mi încurcă un pic stativele. De unde voi sunteți? Eu vă văd. Sunteți din toată lumea. Ultima noastră întâlnire, Dumitru, au crescut și barba. Da. Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Super! Dorotskaya, Marea Britanie, Chișinău, UK, Criuleni, în drum spre România, exact acum. Corina, spor la drum și ai grijă, te rog frumos. Așa. Ok, super, 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 super. Bun, eu tare mă bucur că voi sunteți aici cu noi. Eu tare mă bucur că voi ați găsit timp și sper mult că în următoarea perioadă de timp noi vom reuși să avem o comunicare cu voi destul de eficient. Haideți să vedem dacă totuși noi suntem de departe și de aproape și ne cunoaștem de viață și de ghe de azi și la noi se aude și se vede. Vreau să vă povestesc despre ce discutăm noi azi. La noi azi sunt în abordare trei subiecte, sau mai bine zis, un subiect mare spre trei audiențe care sunt cel mai des întâlnite în activitatea mea. E un fel de confesiune azi la mine, eu o să fac o totalizare la realitatea în care eu trăiesc ultimii 2 ani de zile. O să discutăm despre 5 pași plus 3 importanți, simpli, importanți pentru cei care vor să facă bani, pentru că vă amintiți, subiectul nostru este cum să faci din Facebook și Instagram 3.000 de euro. E posibil asta? Nu? Hai să vedem azi în continuare acest moment. Și cu siguranță ce oportunități de prezență și de business azi oferă aceste rețele sociale. Noi avem așa o chestie că până la final, dacă tu o să privești, tu o să ai un răspuns destul de conștient legat de cum să lucrezi, ce să alegi și în ce vector să meargă comunicarea ta dacă tu vrei să faci bani. Cam totdeauna la început de webinar, eu știu de mult am fost în webinar, eu sper mult că voi emoția mea o simțiți și rezonați cu ea. Întotdeauna la început este așa un bloc de prezentare și eu nu știu pe cât de deep sunt într-un bloc cu ăsta, dar luând în vedere că noi suntem acum câte persoane, eu ajut colegii să-mi dă un pic mai jos că nu se vede, la mine nu se vede, așa este, 920 de persoane, respectiv o probabilitate foarte mare este că o parte din voi nu mă cunoașteți. Eu vreau să mă ajutați, noi avem perioadă așa un fel de ping-pong, de înscriți în chat, asta nu mărește engagement-ul, n-a să ne vadă mai mulți, asta este ca eu să simt energia voastră, deci sunt mega recunoscător pentru că voi sunteți azi aici și scriți așa de mult, dar vreau să-mi spuneți în cifre dacă sunteți prima oară sau ați mai fost, estimați cam câte ori ați mai fost la evenimentele noastre, sau sunteți prima oară, ați văzut undeva publicitatea, vă recomandat ceva și voi ați decis, deși două ceasuri din viață să le pierd, măcar să le pierd frumos. Așa că spuneți-mi, vă rog frumos, 1, 2, 3, câte ori sunteți aici? 1.
1-1-1-1-1-1-1. Eu în viața mea așa de repede n-am văzut să scrie în chat-uri. Așa, 900. Ok, în mare parte, oamenii prima, a doua oară, super, mersi tare mult pentru receptivitatea voastră. Întrebam pentru că, dacă îmi permiteți, în 45 de secunde o să vă explic de ce tema se numește 3.000 de euro și de ce eu azi am, pe de o parte, un soi de drept, posibilitate și responsabilitate să vă vorbesc despre acest moment. De aceea, un pic despre Dumitru Talmazan. Eu de 7 ani lucrez în domeniul social media, în domeniul digital. Am promovat peste 300 de companii. Avem peste 3.000 de absolvenți direcți și absolvesc în jur de 1.000 de oameni anual. Peste 50.000 de oameni participă la evenimentele noastre anual și un buget de promovare de peste 450.000 de euro, ceea ce ne oferă nouă posibilitate să facem niște concluzii în piața. În piața din Moldova, în piața României, în piața țărilor din apropiere. Eu sunt deja de 2 ani de zile un specialist certificat Facebook, antreprenor digital, expert în digital comunicare, MBA executive, speaker internațional și toate acestea prin prisma acțiunilor în care toate aceste cunoștințe, toate aceste mii de euro cheltuite pentru mine sau clienții noștri, toate aceste certificate sunt un soi de motiv de ce eu azi sunt în fața voastră. Și tot ce eu azi vorbesc o să fie anume prin prisma experienței date. Eu sper mult o parte din voi să rezoneze. Eu sper tare mult măcar acei 20% să reușească să aplice. Ceilalți poate să se inspire. Iar restul să petreacă timpul destul de eficient, util pentru existența voastră. Istoria mea cu social media. Eu început când era Nokia 1100. Cine ține minte această perioadă? Cine ține minte acest regim de dans a Nokia și lanterna? Cam atunci eu am început să lucrez în social media. Peste 10 ani de zile, așa arăta Dumitru Talmazan. Ia că dacă să-l punem așa alături, chicură cu chicură, leit. Dar pe atunci eu mă ocupam cu nunțele, eram organizator de evenimente de nunți. Și având cumva propria afacere, eu am început să fac postări ca social media. Respectiv, făcând postări ca social media, ele arătau cam așa. Neapărat trebuie să fie poze cu bună dimineața, neapărat trebuie să fie poza ta sau poza în general, ideala ta, și anume înainte first personal branding. Dacă voi vedeți foarte bine, în data postării este 14 ianuarie 2015. Când noi făceam așa postări cu agenția și erau primele interacțiuni cu social media, după care urmat ca special.md 2014, 1 decembrie, în care am luat anumite premii, noi făceam postări, era moda celor 3 postări pe zi, dimineața, neața și seara. Mai ieri, calea mea a început și pentru cei care azi sunt la început de cale, care e ca numai se pupă cu domeniul social media, încă n-au relații serioase, încă nu au suferit din dragostea asta, încă nu se bucură de frumusețe aceste relații. Respectiv, calea mea la fel a trecut prin anumite etape importante, cred eu, și în contextul dat, eu nu știu ce a stat la bază, dar precis toată această cale, în 2013, când eu am început să fac antreprenoriat, înainte de asta, când m-am născut în 1988, tare fenomen și zi important în istoria omenirii, trecut prin Colegiul Național de Comerț, trecut prin Academia de Arte. Eu, după profesie, sunt o bucățică de turist și o bucățică de director de casă de cultură. Așa că dacă trebuie, nu știu, ceva, dacă trebuie, am în perioada asta complicată, adresați-vă. Respectiv, după ce am început business-ul, anunțele nu mergeau, eu am ieșit de acolo și am mers în angajare. Eu am fost angajat la Niagara Fitness Club ca social media manager, după care am mers pe cale de consultanță, am fost digital strateg Granat, după care am fost angajat ca social media manager la OM. Aquatrade, 3 ani de zile am lucrat ca angajat și am migrat spre freelancing.
A urmat după asta, din 2018 până în ziua de azi și ziua de mai ieri, câteva proiecte care eu le-am înființat și cu care eu lucrez. Și azi, anumit motivul de ce eu am spus că e posibil de făcut bani, dar e ca cum? E ca azi, noi suntem în consultanță și instruire la peste 4.000 de branduri. Precis, ați văzut minim un brand din aceste branduri, precis ați beneficiat de serviciile lor, o parte din ei consultați de noi, o parte din ei promovați de noi, o parte din ei la instruire, o parte din ei într-un mentorat, o parte din ei primii pași au făcut cu noi, o parte din ei și până în ziua de azi sunt alături de noi în programele Mentor My Business sau în programele de instruire sau în programele de consultanță. O bună parte sunt consultațiile corporative, cu instituțiile de învățământ, cu instituțiile private, centre, după cum vedeți, da, Hermes, Estel, ministere, universități. Mentor My Business, un extraordinar proiect care ultimii 2 ani dezvoltăm de la artiști până la branduri medii, mari, instituții care cu siguranță voi, văzând aceste logotipuri, vă dați seama că cunoașteți cine sunt ei. Dacă voi nu ați fost convinși că azi eu am dreptul să vorbesc despre asta, atunci voi cu siguranță puteți să găsiți mai multe informații despre Talmazan Dumitru și despre Talmazan School pe link-urile din social media. La fel pe link-urile din social media, voi puteți să faceți stories. Așa că eu pot stau cumva așa mai frumos, iar voi să faceți niște stories-uri și după asta eu să fac share la 1000 de stories-uri, suntem 1010 persoane, e excepțional, de ce eu cu siguranță o să încerc următoarea oră să atrabotați, cum se spune, să lucrez într-un format destul de intens. Dacă la voi întâmplător ceva nu merge, colegi, faceți un refresh la browser, n-ar trebui să fie conexiune slabă și verificați internetul vostru. Așa, respectiv, înainte noi să trecem la blocul nostru, cum să facem 3.000 de euro, o parte din voi deja sunt într-un format activ, eu aș spune, la mesajul care eu urmează să-l spun, dar noi am lansat inclusiv, să zâmbesc cineva zice, tipa, wow, davai, cine face acolo stories-uri? Să știe! Cine din voi participă deja la tombolă? Cine a auzit de tombola noastră? Pentru că înainte să trecem noi la content, eu trebuie să menționez acest punct ca să nu spuneți că eu nu v-am prevenit, că n-am spus și cineva azi, vreo două persoane, mi-a scris Dumitru, dacă e valabil sau nu e valabil. Noi avem o tombolă. O tombolă de 1000 de euro, primul loc 500 de euro, a doilea loc la noi este 200 de euro, a treilea loc 100 și locul 4, 3, 100 și locul 5, 6, câte 50 de euro. Eu real acești bani o să-i dau cash, dar vă spun că eu n-am de pierdut nimic, doar de câștigat. De ce? Din motiv că ca să particip la tombolă trebuie să cumperi un curs de 9 euro. Noi avem deja 105 participanți. Asta înseamnă că sunt 92 de euro, 920 de euro. Adică eu am zis că dați să dau eu un curs de 9 euro la care voi vouă să vă faceți o surpriză. Pe lângă asta, voi veți reuși să faceți un pas extrem de important în instruire. Și dacă voi ați făcut acest pas prim posibil unii de a cumpăra un curs de social media, înseamnă că voi probabil aveți nevoie de un ajutor financiar sau vreți să investiți mai mult. Asta înseamnă că pentru voi acești bani să fie destul de utili. Noi nu o să câștigăm, dar nici nu vom pierde. Acest curs de 9 euro este un curs excepțional. Eu recomand ca toți cei care văd link-ul în descrierea acestui chat, văd și în mesaj link-ul, să intrați și să participați la această tombolă, toți cei care cumpără cursul Primii Pași, pe data de 12, la ora 9 seara, eu o să fac un live și random o să identificăm 6 câștigători care vor câștiga 500 de euro, 200 de euro, 100 de euro, 100 de euro, 50, 50. Ceea ce înseamnă că voi puteți să câștigați, puteți să beneficiați de un curs. Cursul este extrem de fain,
Este despre două capitole, 10 module, este despre lecțiile preînregistrate, câte 10-15 minute despre social media, unde voi primiți multe fișiere, unde voi primiți ghiduri, unde voi primiți file-uri de analiză, unde voi primiți strategie per canal, analiza concurenței, mood board-ul, planul de postări, statistica, auditul, customer journey map-ul, un plan de acțiuni, teme pentru acasă voi acolo aveți. Și desigur că un bonus frumos este că cei care o să cumpere, automat participă în tombolă. Așa că eu urez succes la toți. Cei care o să mai conecteze, eu o să mai povestesc încă o dată pe parcursul zilei de azi despre această oportunitate. Mergem ușor, ușor spre conținut. Voi sunteți gata ca să abordăm subiectul de azi? Dacă sunteți gata, dai-te agnea, spuneți go, fire, hai, dă-i Dima, dă-i odată. Haideți să vedem dacă oamenii sunt gata, dacă voi sunteți pe fir și putem începe. Putem începe. Subiectul de azi va fi orientat spre trei audiențe. Dacă nu vă regăsiți, vă rog scrieți în chat dacă voi nu vă regăsiți în aceste trei audiențe. Însă am decis să aduc informația, oportunitatea financiară pentru voi, anume prin prisma acestor trei tipuri. Și primul tip care noi azi o să-l abordăm și despre care noi discutăm sunt liberi profesioniști. Astea sunt freelancerii, persoanele care prestează servicii ca freelancing în social media, copywriter, designer, SMM, targetolog, storymaker. Astea sunt cei care se reprofilează. Sunt liberi profesioniști, avem un val foarte mare acum de persoane care se reprofilează din diferite domenii, din motiv că ori carantina nu permite, ori sănătatea, ori s-a săturat și gata, aici, până aici a mers ostașul. Respectiv, la nivelul dat, noi credem că asta este un vector foarte, foarte important. Fac o mică abatere, ne întreabă oamenii până pe ce dați poate cumpărat, până azi la ora 12. Deci toți cei care cumpără cursul până astăzi la ora 12 noaptea, automat nimeresc în tombolă și marți în live noi vom face totalurile și o să dăm premiile nalicăm căș. A treia categorie din liberi profesioniști sunt mămicile în concediu de maternitate. O categorie preferată a mea categorie de clienți, 30% din toți clienții noștri sunt mămicile în concediu de maternitate. Sănătate, vă, dragi mămici! Glumeam noi într-un live că noi ne bucurăm că oamenii fac sex, pentru că asta înseamnă că foarte, foarte curând Talmazan School o să aibă clienți potențiali. De ce mămicile în concediu de maternitate au perfectă oportunitate să câștige bani dedicând 2, 3, 4 ore și de facto elementul de rezultat pe care poate să-l primească. Sunt diferite scenarii, dar precis cineva o face pentru că vrea să-și ocupe timp, pentru că de-amu cât se poate, altcineva care vrea să aibă un suport financiar. Diferite obiective, dar precis există așa target. Și ultima categorie de liberi profesioniști cu care noi avem interacțiune sunt studenții. Studenții, o categorie de clienți mai specifică. De ce? Pentru că ei sunt tineri și neliniștiți, dar cu potențial enorm, cu o energie enormă. Ei sunt acei care strică toate tiparele și când mama primește 8.000 de lei, dar el face pe dropshipping ori pe SMM 400 de euro, 500 de euro, în timp cât merge la școală și încă la universitate și câte 3-4 ore pe zi, generațiile mai în vârstă, cei care vă uitați mai la mine și aveți 40+, vă spuneți, hai, nu mai cred eu că e ca 1.000 de euro, faci un copchel. Pentru că îți faci 1.000 de euro, trebuie să lucrez. Nu postări de astea voastre, cum le numiți voi, să mă amuiți. Deci, în sensul ăsta, studenții sunt un potențial foarte mare. Vreau să fac o remarcă foarte micuță. Nu vreau să priviți acest webinar prin prisma palăcică-vrucealăcică. Noi nu vorbim aici de minuni, că ia ca voi mâine, ați deschideți o pagină, o să faceți două clicuri și la voi, vihați și nu, o să trebuiască de lucrat. Dar câteodată noi lucrăm, dar nu facem bani. E că asta e problema. Deci, în contextul dat, dacă voi vă regăsiți în prima categorie,
Fiți atenți pentru că voi aici sunteți. A doua categorie sunt specialiștii. O categorie care a apărut în viața mea ultimul an de zile. Înainte ei nu erau așa de vizibili, dar acum au apărut. Aceste categorie sunt oameni din diferite sfere. Beauty, construcție, foto-video, masaj, stomatologie, instruire, social media manager, haine vânzare, artiști, la anunț, la concerte, diferite MLM-uri, uleiuri. Multe, multe domenii în care tu ești spețul, tu ești specialistul. Și social media pentru tine este cea pârghie în care tu poți scoți care 3.000 de euro, poți și mai mult scoți. Și astăzi vă arăt inclusiv și formula cum calculați voi, dacă voi în general puteți faceți sau nu puteți faceți. Eu vreau voi să vă notați cei care au venit aici să scoată un ban, eu vreau să vă notați ce noi discutăm. Pentru că noi aici nu suntem doar despre a vorbi și nu este despre minune, dar va fi despre instrumente și oportunități. Prima oportunitate este să cumperi cursul care până azi la ora 12, el e 9 euro. Cineva spune că nu are bani, nu înseamnă că nu participi. Diferența trebuie să fie dintre cei care participă și care nu participă. Se participă asta tombolă. Dar lăsăm tombola la o parte, ea poate fi un bonus frumos pentru 6 persoane din cele 100 care participă, dar e despre cunoștință. Cine la noi din cei prezenți a cumpărat cursul Primii Pași, care este părerea voastră? Ega, vreau să-mi dați un feedback, nu avem fermă de boți care amuia se conectează și amușa scrie Dima, maladeț, sau Dima... Adică, real, dacă voi ați cumpărat la noi vreun curs, și ce părere voi aveți? Că ceilalți care se uită să înțeleagă, să poate să vă dea poate și o întrebare, dacă voi nu credeți că există oportunități, dar noi trebuie să ne agățăm de dânsele. De aceea, în sensul ăsta, vreau să fiți foarte atenți și să nu pierdeți aceste oportunități, pentru că hai să ne vedem la webinar, la webinar, dar tot acolo și o să rămânem. Respectiv, a doua categorie sunt acești experți care înainte nu aveau acele pârghii. Trebuie să... Adică nu puteai să ieși în față. În ziar trebuie să te pui, în billboard trebuie să faci canale. Când a venit social media mai deep, când a venit carantina mai deep și a fost nevoit acest masajist, acest SMM-șic, acest 1-2-3 expert, el a fost nevoit să intre în zona de manifest. Și că zona asta de manifest a fost rețele de socializare. Deci a doua target, cu siguranță expert. Și a treilea sunt afacerile mici și mijlocii. Afacerile mici și mijlocii sunt afacerile care noi vorbim mic și mijlociu nu ca perioadă, nu de mult și o lecție că nu de mult. Noi vorbim de rulaj. Eu aș vorbi de un rulaj în care proprietarul scoate acasă bani de la 0 la 3.000 de euro. Pentru mine este o afacere mică, mijlocie. E că dacă tu scoți acasă, nu abarotca, avem la noi 2 milioane pe an abarotca, dar concret acasă, câți bani tu scoți? Dacă scoți de la 0 la 3.000, părerea mea subiectivă, tu ești un business mititel. Pentru că business-ul mai mare probabil este de la 5-10 în sus. Dar iarăși business-ul mediu, nu mai mare, pentru business-ul mare, asta sunt total alte cifre. Respectiv, în contextul dat, e că aceste trei audiențe, ele sunt cumva ținta mea de azi și ele sunt acel target către care eu vreau să mă adresez. Dar eu vreau să vă dau la toți voi, e că un moment foarte important. E că cum poți să faci 100 de euro, profit, bani acasă, 300, 500, 1000, 3000 de euro. Ia cum poți să faci banii ăștia? Azi, din Facebook și din Instagram. Cine e că au venit în coace, nu la un webinar pentru că Dumitru Tamazan, el l-a mai privit și ceva despre SMM. Dar cine e că au venit în coace cu durerea că lui de mâine îi trebuie bani? Pentru că s-a întâmplat nu știu ce și el ori vrea să fie freelancer, ori el e antreprenor în tema asta, startup mic, ori el este liber profesionist și nu o mers cât o mers ostașul, dar e că trebuie de făcut. O leacă mai mulți bani, o leacă mai mulți, 100, cu 100 mai mult decât faci până acum.
cu 200, cu 500, cu 3000. Sunt? Dar puțin te apropo, când scrieți despre hello, hello, erați mai mulți șori. Erau și mai puțini? Sau vă e greu să tăpați? Dați măcar un de-asta hello, să vedem. Așa, dar sunt. Pentru voi înseamnă că în special, în special pentru cei care o scris. Indiferent, dacă tu ești, și aici vreau să vă... cei care mă cunoști personal știți că eu sunt destul de sincer, deschis și direct. Deci aia, dacă tu ești freelancer sau faci parte din categoria de freelancing sau antreprenor sau specialist, eu vreau să-ți spun că această ipoteză care azi eu o să vorbesc, eu am testat-o în ultimii 2 ani de zile și știm că se poate. Se poate de făcut acești bani. Nu prin minune, nu pentru că te-ai gândit la univers și universul ți-o întors și spui că dimanați 1000 de lei. Nu, 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 nu. Până nu lucrezi, n-a să iasă nică. Și indiferent dacă tu ești mai mic în Evanghelie de Maternitate sau tu ești student și spui da, Dumitru, dar cum și eu ca student pot să fac 3000 de euro? Probabil da, am o ipoteză și pentru tine de 3000 de euro, dar probabil toți trebuie să începi și de la mai puțin. Și 100, 200, 300 de euro deja e mai bine să nu ceri banii de la părinți. Sau în unele situații chiar și să faci mai mult ca părință. Cei care se reprofilează, o categorie foarte vulnerabilă, în care el a lucrat ca jurnalist cu 4.000 de lei pe lună și amuia are nodornit sute de nopți sau el trebuie să găsească altă lume de activitate și el nimerește în computer și nu știe și asta. Sau, spre exemplu, noi vorbim de antreprenori, start-up-uri, business-ul înstărit. Doamne, cine e deja de business-ul înstărit? Nu pentru că noi suntem mai sus decât ei, dar din cauza că lor e tare le greu le vine. Ei trebuie azi, cei care s-au deprins psfiaziuri, prin recomandări, cei care spuneau, da, Facebook-ul ăsta nu ne trebuie, cei care nu au avut flyere, cei care nu au lucrat cu maclerul, cei care lucrau numai cu din gură în gură, țineți minte vorba asta? La ăștia, azi, înzecit le vine mai greu. Pentru că ei trebuie azi să-și adapteze nu clientul. Clientul s-a deprins de mult să cumpere online, livrare, tot ce vrei. Dar ei trebuie să-și schimbe mentalitatea. Și cea mai mare provocare sunt proprietarii. Sunt proprietarii de afaceri în care noi, când ne vedem, nu ni greu. Adică tu trebuie să-l convingi pe dânsul ca el să ducă într-o lume în care el trebuie să depună efort. Și așa acolo să fie greu, tu duci și faci postare, la nimeni tu nu trebuiești. Dar eu încă și pe tine trebuie să te conving. Adică eu trebuie să caut oportunități pentru pagină în online și încă lui șef. Pentru că noi spunem, uitați, ar fi bine să faceți, spre exemplu, un live. Da, Dumitru, dar la noi nu, la noi șeful n-a să vrei și cu tine nici nu pomeni. Respectiv, în sensul ăsta, adică noi și aici suntem de cu vreu, nu vreu. Tu ai nevoie de bani, te-ai bătaie. Dacă n-ai nevoie, atunci, pojalul poți vă și să nu faci business. Vă și să nu duci la lucru. De aceea, acești oameni înstăriți, așa numiți business-uri înstărite, au problema asta. Și, desigur, că spuneam de business-ul mic și mijlociu. Și casta noastră mare de specialiști. Respectiv, noi am testat această ipoteză. Și această ipoteză zilnic, cei care mă urmăresc în stories, voi vedeți aceste frumoase și logotipuri în care noi vorbim despre Mentor My Business, despre Mentor Me, despre Mentor Freelance. Sunt trei vectore, Mentor Me, despre Mentor Me, Mentor tet-a-tet. Tu cu mine, tu ca specialist, tu ca business, dar cu mine, cu accent mai spre personal. Freelance, freelancer, Mentor My Business, sunt companii, creare de departamente și restul. Deci azi noi am instruit foarte multe business-uri în ultimii 2 ani de zile, instruind, creind departamente de social media sau instruind freelanceri care azi câștigă 200, 400, 600, 800 plus euro, prestând serviciu câte 2, 3, 4 ore. Sau afaceri care nu erau în online și se adaptau. Noi doar în ultima lună am relansat 3 business-uri în mentoratul MentorMe, care au început de la zero și probabil aici și sunt colegii care au început pagini de la zero. Adică nu avea, da, e ca nu obține rezultat, dar de la zero. De aceea, înainte să înțeleg nivelul vostru de înțelegere a cine așteaptă pe noi în online și cum să faci tot asta? Eu am o întrebare foarte simplă, ca varnăia, simplă, dar vreau să-mi răspundeți sincer. Vreau să-mi răspundeți sincer, câți bani,
Vrei să câștigi tu pe lună, începând cu ziua de mâine, în euro. Câți bani vreți să câștigați? Tu, concret, câți bani vrei să câștigi pe lună, începând cu ziua de mâine. Dar nu scrieți milionul sau cu cât mai mult, cu atât mai gine. Dar nu, hai să vorbim serios. Nu știți să ne prefacem noi că la voi ați și 3.000 de euro când tu în viață n-ai văzut grămadă 3.000 de euro. Sau și să gândim noi la 3.000 de euro când spui, Dima, eu cu 3.000 de euro nici nu ies din casă, pentru că la mine e vașa mare de chele mea. Pentru că la mine numai arenda la office 3.000 de euro. 500, 3.000, 1.000, 200, 500, 100, 500, 500, 100, 500, 1.000, măcar 1.000, 500, 1.000, 1.000, 800, 300, 200, 1.000, 10.000. Chiar așa, 100, 2.000 de euro minim, măcar de 5, măcar de 2, 300, 1.000. În medie noi vedem aici trei categorii, asta este 2-300 de euro, poate să fie studență sau începători sau cei care au puțin timp sau puțin experiență. Noi vedem oameni dintre 500 și 2000 de euro și noi vedem la 5 în sus. 5 milioane. E ca camele, da? Doamne ferește, eu cred în tine că 5 milioane de mâini. Succes. Bun. Eu vreau ca voi să fiți încă mai sinceri. E ca încă mai sinceri. Cei care ați răspuns măcar, cei care se uită așa printre altele, să știe cum a fost. Cei 1200 de oameni, grămadă n-am văzut în viața mea de oameni, câți din voi au răspuns și dacă voi ați venit sau planificat să faceți bani, eu vă rog frumos să ascultați următoarele trei slide-uri pentru că eu vă propun un checklist. În baza căruia noi o să analizăm șansele voastre de a atinge scopul financiar. E că amușe, noi să ne uităm, dar ceea ce în continuare o să fac, asta e bază de completație. E că dacă voi v-ați prins pe ideea că checklist-ul voi nu l-ați trecut, șanse, greu, șanse să schimbați soarta sau vectorul în tăți sau întotdeauna, mereu, dar faptul că să-l faceți mâine deodată o să fie foarte greu. De aceea, vă notați, analizați. Următor detaliu. Pe ce fel de rețea socială tu ești, alegi să fii, ești acum? Facebook și Instagram. Numai Facebook sau numai Instagram? Este prima mea întrebare care tu trebuie să te gândești. Nu trebuie să-mi răspunzi, cine vrea răspunde, cine nu, dar vreau să vă gândiți și să vă notați, pentru că în contextul ăsta eu o să, la urmă, o să vă dau o calibrare și voi să vă dați seama dacă voi puteți, în general, să faceți banii ăștia sau nu. Prima întrebare, ce fel de rețea socială alegi? Dar cum tu ești prezent în această rețea socială? Dacă tu ai ales Facebook și Instagram, ia că avem Facebook și Instagram, Instagram și Facebook, doar Facebook, ambele. Dacă tu ești, de exemplu, în Facebook, trebuie să-ți răspunzi ție, tu ești prezent pe acest Facebook ca profil personal sau ca profil de business? Și în Instagram, dacă ai ales, tu ești prezent ca profil personal sau ca profil de business? Este a doua întrebare. Dacă tu ai ales unul sau doi, cum tu ești acolo prezent? Ca om, ca profil unde adaugă druși sau ca profil de business? Precis nu, dacă ești prezent doar ca profil personal, este deja corect, incorrect. Preliminar, asta este incorrect. Cei care vor să facă bani, dar voi sunteți prezenți în Facebook, asta e fundamentul fundamentului. Mă iertați și care sunteți cu 10 pași înainte și acum zici, hai Dumnezeu, tu treci la content, ce cu deschisada asta? Dar mă iertați, însă credeți-mă, noi am fost în holding-uri în care greșeala asta este. Deci toate logotipurile care eu v-am arătat, eu azi nu mă prefac sau cumva utrirvă-iu. Eu real la trăiesc boala asta. Eu când văd la mine, Marhaid Glaziu, când văd că omul vrea să facă bani, dar el e prezent doar în Facebook. Și omul nu-i de jină. E că noi chiar azi, noi avem eu am fost o colegă, am un om bun, prieten și om luminos. Dar așa merge. Și asta nu e rău. Doar că când tu vrei să crești, tu nu poți. De ce nu este corect prin profil personal? Mă întreabă cineva. De ce? Pentru că
Tu poți să ai maxim 5.000 de prieteni în profilul personal. Adaugă în prieteni. Dar nu toți prietenii care tu ai acolo, vă știți prieteni, da? Noi ne realizăm că nu poți stai. Nu ești tu așa de iubiabilnic, ai tu cum ai 5.000 de druci. Pricum, tu trăiești în Sărata Galbenă și în sat la voi 4.000. Nu, dacă și luăm pe cei care au fost, sunt mai mulți. Și nu toți prietenii cumpără. Adică dacă tu vrei să vinzi și strategia ta este prin profil personal, tu trebuie să fii conștient că tu într-o bună zi a să atingi pragul limită și că tu cum să ștergi ca să adaugi pe alții. Și în a doilea rând, tu ai acești druși care nu ți-s druși și n-ascumpirități. Dar chiar dacă ascumpirități, sunt unele produse care îți cumpără odată în viață sau care îți cumpără odată în an și ce faci tu? Cum tu îți faci bani? De ce ia profilul personal? Nu. Cu profilul personal nu poți face promovare. Nici de cum. N-ai nici o șansă. Nu poți face promovare. Și Facebook-ul într-o zi o să te blochează. El o să vadă că activitatea ta este una dubioasă, instignează la cumpărare, vânzare, promovează conceptul de call to action, acțiune, și cineva, dacă lucra până moșa, ați primit notificare la nivel de, dar nu vrei să migrezi de la profilul personal spre profil de business. De ce? Pentru că lui nu-i place că tu faci, folosești în borș furculița. Se poate mânca borș cu furculița? 100%. E, cum? Mai ales dacă e gros. Respectiv, dar asta nu neapărat că e caifova. Simplu, spuneam, nu este corect. A treilea moment, ce acțiune tu faci? E că ok, cineva a răspuns că el e prezent și în Facebook și în Instagram. Cineva auzi că numai în Facebook, cineva auzi că numai în Instagram, cineva auzi că el e prezent în Facebook cu profil personal și business. Cineva auzi că numai business, cineva auzi că numai personal. Respectiv, fiind în profilul ăsta personal, Facebook, tu ce acțiuni faci? Tu faci numai posteri? Dacă tu ești prezent în profilul personal business, am înțeles, profilul personal, profilul Facebook business, sorry, profilul personal acolo, calea este un pic scurtă și duce în nicăiuri. Nu poți să maștabezi conceptul tău. Deci, dacă tu ești prezent în Facebook, ca business page, tu ce faci acolo? Tu faci posteri? Deci tu faci numai posteri? Sau tu faci și publicitate. Și dacă tu ești în Instagram, la fel istoria este, tu faci numai posteri, impact organic, ads, faci boost post, reclamă, cheltui bani sau nu cheltui bani. Sau numai mergi pe organică. Și e că indiferent ești în Facebook sau în Instagram, dacă faci tu numai posteri, numai organică, șansele tale sunt foarte triste. De ce? Pentru că făcând posteri organice, unul într-o bună zi, anumiți următori n-ați te vadă. Din motiv că algoritmii, dacă eu odată două ori, trei ori n-am reacționat la publicitatea ta, la anunțul tău organic, Facebook data viitoare n-ați ne arăt. Dacă eu folosesc numai posteri, creșterea mea în followeri va fi foarte lentă și foarte mică. Eu trebuie să fiu super genial, dar eu n-am întâlnit așa branduri ca să poată să repete genialitatea lor de fiecare dată. Chiar dacă la dânsul vâstrele văd că caită postare, asta nu este atât de complex. Și nu poți vinde continuu. Ca și la profilul personal, într-o bună zi, tot așa ești oameni, văd postările tale. Respectiv, elementul doar content, asta este wrong, nu este corect. Dacă, și hai să-mi spuneți sincer, dacă sunt din cei care au trecut acest short test, pentru că eu aș vrea să cuprindem toate cele trei audiențe, dar trei audiențe sunt la nivele diferite de marketing. Ele sunt la nivele diferite de publicitate, de comunicare și de bani. Și atunci, cei care au răspuns tot pozitiv, vă rog de mă iertați, sper că nu v-a fost tare trist până acum. Dar cei care ați răspuns, spuneți-mi, vă rog mult, dacă în testul de mai sus există cineva din cei prezenți aici care vor să facă bani, dar în testul de mai sus au răspuns de două ori negativ, că este profilul personal, numai, nu are pagină de business, nu este business page, și face doar posteri.
Deci, dacă există cineva care numai personal și doar postări, și dacă e așa, atunci șansele de creștere sunt tare mitele. Este. 50-50. Este. Este. Dacă voi sunteți printre, nu vă descurajați tare. Eu vreau să vă încurajez că tot e înainte. Nimeni nu s-a născut cu ADN-ul în spate și cu chipul, tipa, e ca așa trebuie. Alți oameni în industria voastră tot așa de profani, cum poate voi vă simțiți în unele situații la nivel de fac stories și mă tem, fac live-uri și mă tem. Când eu mă auzi prima oară vocea în stories, Dumitru, eu mai nu m-am spăriet. Cine e asta? Adică eu înțeleg că asta poate fi. Deci dacă la voi asta se întâmplă, keep calm. Growing. Urmează pașe. Și atunci care e soluția? Care e soluția? Soluția una foarte simplă. O soluție pasivă, prima opțiune, o soluție pasivă. Credeți-mă, toți, 1200 de oameni care se află mâine în live, voi toți aveți această capacitate să executați această soluție. Pentru profilactică și pentru proactivitate. Asta este acel curs despre care v-am vorbit și asta nu este despre vânzare. Noi nu facem bani pe asta. Nu vă dați seama câte cursuri eu trebuie să vând, dar chiar și să vând 1000 de cursuri. Noi vom procesa 1000 de oameni 3 săptămâni. 5 oameni. Și apropo, cei care ați cumpărat, dacă n-ați fost contactat sau dacă n-ați primit acces la noi din motiv că platformele nu sunt sincronizate, o parte sunt cu domenul .ru, iar contextul războiului știți că cu viza, cu domeniile rusești a fost o problemă, voi veți fi contactați pe parcursul acestei săptămâni, 100% dacă a trecut achitarea, atâta sfeghenii la noi au venit, doar că fetele trebuie să proceseze. Mai mult ca atât, eu chiar acum să mă uit în paralel, dacă cineva din voi o achitat și când o să vorbim de bani, eu o să menționez anumite nivele, 5 plus 3, țineți minte, 5 plus 3, 5 întrebări plus 3, apoi că celelalte 3 fac diferența de bază pentru cei care vor mai mult de 1000 de euro, dar deseori voi nu sunteți gata să faceți mai mult de 1000 de euro, dar vreți așa ușurel, respectiv, dacă noi se privim acum, noi avem 43 de persoane achitate fără acces și 70 de persoane au început achitarea. Deci, din cei prezenți acum, noi avem 43 de persoane care au achitat. Respectiv, cu voi o să iei legătura, feel free să aveți o leacă de răbdare și să-mi scrieți dacă întâmplător nu ați primit acces în decursul la 2-3 zile. Respectiv, prima soluție, cei care e ca voi nu știți ce, pentru că acest curs de 9 euro, care noi îl dăm la lichidare de stoc, dacă vreți, este despre social media, este despre... Ce trebuie să știi tu despre social media, și cu Facebook, și cu Instagram, și cu TikTok, cu YouTube, cu LinkedIn, cu analiza concurenței, cu moodboard-ul, cu strategie per canal, și cu toate asta. Respectiv, voi veți primi toate aceste module, toate aceste lecții și încă participați la tombolă. Șansă să câștigați bani. Dacă 40 de oameni sunt cu un pas mai înainte să câștige la tombolă, 44 de persoane. Evelina Pantea! Felicitări, Evelina! Respectiv, în contextul dat, apropo, poate voi vă întrebați de unde eu știu, dă-mi foarte repede, pe 3 secunde, canalul 1-2. Iată toți oamenii care au început cumpărătura și iată Evelina care o a achitat. Așa că noi vedem în timp real și astea sunt instrumente care poate să te ajute să... Evelina, eu te văd, felicitări, să facă această procedură. Dacă voi vreți să achitați ca persoană juridică sau cash, n-aveți bani amuia pe card, amuia n-aveți bani pe card. Eu am spus până la ora 12, am uitat să menționez, până la ora 12 trebuie să completați formularul. Achitarea până pe data de 12 marți, când facem extragerea. Respectiv, dacă voi completați formularul, aplicați la aceste oferte, până pe data de 12 voi trebuie să o achitați toți cei care reușesc până la live. Până la live, live și la ora 9. Care până la live reușesc să achite și vor participa în contextul dat. Restul vor participa doar de cunoștință. Așa că prima opțiune este să treceți acest curs,
Să învățați ce înseamnă social media, să înțelegeți care este diferența. Noi avem un chat în Telegram, avem suport adițional. De ce voi puteți să faceți acest pas azi? Azi puteți să faceți acest pas. De ce nu-l faceți? 100% nu-i vorba în 180 de lei. Nu, eu vă rog frumos, asta de-am nici un calean în oraș nu găsești cu așa preț. Adică, dar când vorbim de un instrument care poate să facă ție mii de euro, eu cred că aici nici nu discută importanța. Noi nici nu, noi de obicei avem motive de ce. Eu n-am motive aici. Dacă tu încă n-ai înțeles prioritatea, nu, tipa, tot normal, trăiești în lumea ta pentru că ea e frumoasă pentru tine. Lumea, dacă faci pășești în lumea mea, acolo noi să avem alte discuții. Deci, succes la cei care au început studiu, sper mult să fie un util, cei care încep și să decid, neapărat intrați să luați link-ul, completați și nu uitați, voi aveți în Telegram dacă v-ați înregistrat acest link și puteți să folosiți această oportunitate. Respectiv, a doua opțiune, haideți să intrăm în profunzime un pic, este despre 5 pași plus 3 pentru a valorifica și genera social media profit. Pot achita cu Cardro? Dorina, da, poți achita, dacă nu reușești, scrii pe Talmazan School, bună ziua, am încercat achitarea, nu a trecut. Așa, dar totuși nu ne spui mulți secrete numai să cumpărăm cursul? Nu, nu, Iulia, gata, secrete pe asta s-a terminat. Noi, în general, secrete nu spunem. Noi spunem pași, iar că urmează 5 pași plus 3, care vor fi următorul bloc, pentru că primul este așa un pic informațional și dacă ar fi fost majoritatea la primul, al doilea nici nu vă trebuie. Dar sunt al doilea și al treilea nivel, pentru că sunt trei tipuri de audiență care au diferit abordare în contextul dat. Cei care au cumpărat mai demult pot participa la tombolă. Vitalina, cei care au cumpărat mai demult trebuie să mai cumpere o dată. Nu participă automat, doar cei care cumpără din webinar, doar acei să fie cinstit. Că acolo o să avem 400 de participanți. Dacă noi am uia pur și simplu 400 de participanți, o să băgăm aici în concurs, apoi aici la alți șansele să scad de 400 de ori. Așa, am intrat pe platformă deja până la webinar. Ce înseamnă cu acces sau fără acces? Cu acces sau fără acces? Eu am achitat cu card din Franța, am zis și s-o prinit, cu accesul fără acces, nu-mi mintesc, nu știu, mi-a sărit elementul. Așa, vă spuneam despre două opțiuni. A doua opțiune de a câștiga bani în social media este de a face anumiți pași. Pași care voi puteți să-i faceți în raportul celor trei categorii de audiență. Primul pas care voi trebuie să-l faceți, voi trebuie să înțelegeți în primul și în primul rând să vă calibrați din și nișă voi faceți parte. Nișa este domeniul de activitate. Tu ești beauty sau tu lucrezi în instruire? Tu ești video photomaker sau tu ești în construcție? Tu ești artist, moderator, superstar, vlogger sau tu vinzi haine? Haine vinzi din Moldova, haine vinzi brand sau haine vinzi din Turcia? Adică tu și nișă ești în contextul dat. Tu prestezi servicii? Tu ai servicii de psihologie sau servicii de jurisprudență sau tu ești o persoană care își dezvoltă hobby-ul. Faci și săpunele 30 pe lună sau împletești căciuliță, nu știu cum. Adică ce tu ești? Pentru că de acest moment o să depindă o chestie. Sunt unele niși. De ce nișa este punctul 1? Că sunt unele niși în care jocul social media nu se merită. Prea mult efort pentru un cacuită vâhlăp. Pentru că antreprenorul gândește prea mic sau acest specialist sau acest freelancer și se faci valori mari când nișa ta are capacitate de 10.000 de lei, dar tu cheltuie 15 pe reclamă, vapșie nu se merită. Vapșie nu se merită. Pentru că, spre exemplu, nu știu, sunteți voi în servicii. Beauty. Ana este. Și în beauty, problematica beauty este că ori tu ești meșter care închiriază o creslă undeva sau un scaun, ori tu ești proprietară de salon, antreprenor mic, ori tu ești un angajat ca specialist, ori tu ești un freelancer specialist la distanță, prestezi serviciu de beauty, spre exemplu. Și atunci, la tine, în mare parte, dacă tu ești specialist la distanță sau dacă tu ești oră la tine, este elementul de capacitatea unei zile care are 8 ceasuri de lucru. Spre exemplu, beauty-le are o provocare foarte mare, mai ales dacă ești în coloristică. Ca să filmezi. Ca să prestezi serviciul de coloristică, să vă vopsească. Eu cred că fetele înțeleg și eu vorbesc. Pe 3 jumătate de zi în salon.
Adică, în mare parte, tu nu poți să iei 5 clienți pe zi. Nu doar de, nu știu, doar de dacă ai un pachet, l-ai pus, ai făcut și spui că da, creativ nevzrâv. Hălubovă țfetă. Adică, dar în mare parte tu ai de făcut decolorare, colorare, aranjare, frezare, iar aranjare, iar spălare. Deci, în sensul ăsta, la elementul de prestare servicii, tu ești limitat. Și imaginează că tu șeri 1000 de lei pentru coloristică. Tu poți pe zi maxim să faci 2000 de lei. Adică tu poți să lucrezi 5 zile în săptămână, poți să faci 10.000 de lei, tu poți să lucrezi 4 săptămâni, poți să faci 40.000 de lei, 2.000 de euro, tipa. Dar noi nu scoatem de aici elementul de crască, elementul de 3 cafele care le-a băut clienta ta, 2 Rafael și care tu i-ai dat una, dar eu îți zic, dacă spate încă una, dar asta e următorul client, dar nu mai avut Rafael. Respectiv, tu ai cheltuieli și când colo ție să vrei 5-7.000 de lei pe lună. Și am uia, vin eu la tine în consultanță și spun, bună ziua, zdravstvuite, beauty, consultanța noastră costă 2000 de euro și poți trebuiască niște video să facem, asta e 100 de euro, niște publicitate, 3-400 de euro, tu intri în minus, tu intri tupa în minus. De ce? Pentru că la tine nu-i făcut calculul corect din start. Produsul este elementul care voi trebuie să vă întrebați. Adică nu facem dvijenii în gol, dar noi analizăm. Dar dacă voi veniți tractoare, am avut, poate este aici studenta noastră din Mentor Me, care vinde tractoare și în contextul dat faza de un tractor care costă câteva sute de mii de euro, e doar nu se rezolvă cu o postare organică. Ar fi prea simplu să postez o postare și se vând un tractor de 100.000 de euro sau câte locuri costă, dar nu costă 20.000. Adică întrebarea este că sunt anumite nișe în care efortul marketingului se discută. Cu anumite toate nișele, efortul marketingului se discută. În caz că câștig, dar nu mă aflu în țară, se oferă câștigul doar mie sau se poate transferat la părinți, se poate ție de transferat la părinți, se poate transferat la Talmazan School, pentru că acolo directorul are 2 copii și, adică, soluții îți găsesc. Dacă serios, Tatiana, da, îmi faci ce spui. Cum va fi mai comod. Și transparent, să facem și să vadă tăiați caroce. Nu, ne trebuie să spuneți că tipa și ați zis că da, nu ne-ați dat. Nu, marți 11-12 și aprilie facem live, am luat toți participanții. Dar ei se adaugă sau nu? Ia să vedem. Sunt și cei care spun ladna, des învăț și eu. Fără acces. 59. Ultimul, Mihaela Maurer. Mihaela, 59. Respectiv, în contextul dat, ce avem noi? Noi avem nișa, primul element. Întrebați-vă în ce fel de nișă voi sunteți. Dacă acolo nu ne-a spus, era o nișă B2B. Da? Cine era în B2B? În B2B, de ce e important? Pentru că tu înțelegi. Mai dimă, mai. La mine, în general, 5 clienți sau noi lucrăm cu proprietarii de construcții, cu ăștia holdingurile mari și deciziile la noi nu se iau prin SMM. Au văzut el un anunț și tipa dă să cumpărăm noi 10 toane de năsip. Da? Adică, Gico, respectiv, B2B-ul o să aibă altă strategie. Total alta. Probabil mai mult pe brand awareness. Probabil mai mult pe branding personal, unde Instagram-ul va trebui să fie un instrument. Sau probabil pe branding-ul afacerii, în care B2B-ul este despre business to business, cine nu înțelege, sau B2G-ul, business to government, și B2C-ul, business to clients. Și atunci, elementul de acțiuni în social media vor fi diferite. Eu o să încerc să cumulez azi niște insight-uri că voi toți, indiferent ce sunteți, voi B2B, B2C și orice domeniu din cel că e expus mai sus sau care poate nu l-am expus, dar există, să cumulăm în niște acțiuni. Respectiv, după ce noi ne-am apreciat, ne-am dat seama că, tac, prin analiza concurenței, exprim, dacă treci cursul de primii pași, care e 9 euro, acolo este așa 3 exerciții foarte bune, analiza concurenței, strategie per canal și mood board-ul, tabele și exemple, în care dacă faci acele 3 pași, e ca acesta alegerea nișei din care faci parte. Te ajută tare mult.
Pentru înregistrare, încă o dată link-ul, îl vedeți pinuit în comentariu, puteți să-l copieți sau să clicați, să deschidem filă nouă și după webinar achitați. Noi o să lăsăm inclusiv această oportunitate. A doilea moment este prezența social media în baza acestei niși. E ca în mare parte luăm 3-4 niși și vedem, dar ce trebuie să fac aceste nișe ca să crească randamentul de profitabilitate. În al treilea fază a webinarului nostru, eu o să vă povestesc cum să smăresc banii. Dar dacă voi e ca aici, aveți carență. Dar noi am văzut în miile de consultații că aici este carență. Mă scuzați dacă vă se pare că tipul... Dumitru, 3.000 de euro ai spus că cum să câștigă sau hai măcar 1.000, hai 3 să nu îndoiem. Dar și vorbim noi aici despre logotip, despre ID, adică și asta oare poate să facă bani? 100% asta poate să influențeze dacă tu nu ești împachetat corect. Deci e primul lucru care eu vreau să vă-l abordez, spre exemplu, beauty-le. După ce te-ai apreciat pe cine nici alegi, trebuie să înțelegem dacă la tine numele, ID-ul, logo, cover-ul și descrierea sunt. Vopșe dacă sunt. Majoritatea din beauty puneți în loc de logo, puneți produsul, șampuniu, coafura blondă sau nu știu ce. Logotipul trebuie să fie maximal simplu, clar, recognoscibil. El trebuie să, când apare lentă, când voi faceți scrolling și voi vedeți acolo ceva albăstriu cu nu știu ce, violet, cu nu știu ce, știți că este Look At Me. Unul dintre brandurile la noi din mentorat care lucrăm cu Uliana. Respectiv, din frumusețe. Și noi înțelegem că acolo provocarea e foarte mare, concurența e foarte mare. Și în contextul dat, numele, alte trigger. Spre exemplu, dacă observați, noi avem aici Look At Me, Cratimă, Beauty Room. Eu vă rog frumos, dacă voi nu sunteți cu bugete tare mari, nu puneți denumirile astea Enzovar, abrevierele de la 4 fondatori, Salon Diana, Salon Oxana, Salon Larisa, Salon Maria, toate saloane, toate parcă-s de la o mamă. Respectiv, eu sunt adeptul unor nume care ori nu există, ori în nișă în care dacă vindem caloși de răzână, numim caloși de răzână. De ce nu numim unele industrii cu numele cum este, spre exemplu, Salon de frumusețe? Pentru că dacă tu numești pagina Salon de frumusețe, iar concurentul tău scrie Look At Me, cratimă, Salon de frumusețe, înseamnă că tu ai de pierdut. Pentru că tu ați faci promovare, ați faci posteri și oamenii să memoreze ceva, Salon de frumusețe, ceva acolo. Și când hop acolo, el vede Look At Me, cratimă, Salon de frumusețe. Deci eu recomand în prima fază de promovare să puneți cratimă și un descriptor. Cum am pus noi? Look At Me, cratimă, beauty room. Plus la asta este Look At Me, cratimă, beauty school. Adică Look At Me are două prezențe. La nivel de școală și la nivel de salon de frumusețe. Și promovarea. Despre ea eu spun un punct aparte. Dar fără promovare, stimați colegi, stimați prieteni, dragi oameni, na șarăm, na să iasă nică. Dacă a venit cineva aici să asculte căchita secrete, în care el zice, da, Dumitru, dar noi n-avem logotip, noi n-avem bani. Există zeci de site-uri unde gratuit poate făcut logotipul. Da, Dumitru, dar noi n-avem bani să facem boost post. Adică tu n-ai bani să faci promovare, dar tu vrei să faci 3.000 de euro de strah nepaterial? Tu trebuie să realizezi că tu ești business. Dacă tu ești freelancer, dă plancă mai în jos. De o leacă mai în jos, 100 de euro, 200 de euro. Și atunci spate și organic. Spate de comentat prin comentarii pe la grupuri de interesă. Spate de făcut share pe niște grupuri. Când tu ești micuț, când vrei 100 de euro, 200 de euro, înseamnă 500 de euro. Dar când tu vrei 800, 1000, 2, 3, fii gata că mai departe mă discutăm despre tine. Vânzări de haine. Altă problemă. Foarte mulți au început să vândă haine. De ce noi, înțelegând că noi suntem în industria hainelor, noi înțelegem că pentru noi să lucreze mai bine câteodată Instagram-ul. Extraordinar Instagram, noi în cursul de Instagram vorbim și eu întotdeauna recomand. Intrați la Maia Zoia și uitați-vă cum e face content acolo. Tare fain, tare simplu. Respectiv la haine sunt alte provocări.
Angela spune, dacă îți pui capul în mișcare, faci cu aplicații simple, dorind să ai. Angela, eu aici pastoriu. Nu că tu n-ai dreptate. Nu că n-ai dreptate. Dar unii, în primul rând, ați pui întrebarea, dar și asta aplicații? Dar și za aplicații? Dar cât ele costă? Dar și asta InShot? Dar și asta Videolip? Dar și asta Stories? Dar cum să faci Stories? Dar și să faci în live? Dar filtre spun? Dar titlul de care? Dar descriere de care? Dar landing page unde? Dar... Pănimași? Adică sunt diferite nivele. Eu aș spune că câteodată în aplicații ești nu se merită dintr-a, trebuie să dai deodată în production. Și atunci noi înțelegem că, da, aplicațiile sunt o soluție extremă, sunt zeci de aplicații, oameni buni, și până la Canva, finisând cu InShot, în care sunt două aplicații care voi puteți să n-aveți departament de design, dar voi timp aveți? Voi puteți să dedicați 2-3 ore pe zi pentru contentul ăsta? Da? Super! Înseamnă că am economisit. Da, dar nu vreau. Nu, mă scuzați, nu vreți, dați-i bătaie, angajați oameni. Nu se poate să se întâmple fără să depunem efort, pentru că asta veți facteți. E că stau muia 1000 de oameni și dintr-înși 300 sunt specialiști în beauty și tăți 300 mâini vor ca tu celălalt om, nu faci parte din 300, să vii la dânsul la salon de frumusețe. La cine te duci tu? Ei tăți vor, egal vor. Ei tăți au fost la webinar, au auzit aceeași informație. Deci aia, în sensul ăsta, e foarte complex. Cum pot înregistra așa, chita duminică? Clichezi pe link, înșeai cumpărătura și când ai introdus nume, prenume, telefon și ai apăsat cumpăr, puțin te duce la achitare și tu închizi, nu achizi și revii duminică și noi îți dăm o altă oportunitate. Așa, respectiv... Ce părere ai despre marketing de rețea? Marketing de rețea este un marketing foarte, foarte bun. Oamenii care sunt business-uista sunt oameni care captă experiență extrem de frumoasă în vânzări și la nivelul ăsta partea de prezență în social media e vitală ca expert, ca expertiză, ca informatică. Acolo YouTube bine lucrează, acolo lucrează TikTok-ul bine, acolo lucrează Life-ul bine. Acolo un om poate să aducă bani pe parcursul anului, nu neapărat o singură cumpărătură. Și când noi vorbim de 10.000 de euro, acolo e destul de real. Și asta, unii zic, ai te rog frumos în Moldova. Veniți la noi la o consultație să vorbim. Dacă muncești acasă, cum eu momentan la filmul de logotip. Da, Adriana, logotipul este un lucru care trebuie nu pentru că ești freelancer, ești mare, ești mititel. Logotipul, numele, ia că uitați-vă, noi vorbim despre, spre exemplu, aceleași vânzări de haine. Una este, ia uitați-vă, că este ceva cafeniu acolo. Salomaia Zoia este, Zoia. Dar dacă acolo este o imagine cu un om sau produs, dați-vă să spun de ce nu se poate. De ce este o problemă? Nicolae Gâscă, da, life-ul va fi salvat, dar oferta sau ceea ce noi propunem în context de life este valabil doar în life, link-ul nu va fi. De ce? Adică cei care pleacă, contentul să-l priviți, dar ofertele nu neapărat că să fie valabile. Respectiv, dacă noi vorbim de vânzarea produsă, sau servicii, nu contează, logotipul de ce este important? Pentru că dacă tu pui un produs, la tine îți trezește peste vreo 3 săptămâni să pui alt produs. Pe urmă alt produs. Pentru utilizatori, asta parcă ar fi 3 business-uri diferite. El nu m-a s-o deprins că la tine stă acolo o blondă cu pricioscă, cu curlionț și tu ai pus de-aia o brunetă. Asta e total alt brand. Deci voi pierdeți promovarea, pierdeți banii pentru că e voi de fiecare dată, persoanele care au serviciu sau produs sau cacoita fon sau și-l schimbați încă, voi aveți de pierdut pentru că nu este recunoștințarea brandului. Și în contextul dat, la nivelul de, că, spre exemplu, voi mergeți prin oraș și voi vedeți billboard-uri și voi deodată vă dați cine asta. Voi după slogan, după titlu, după culoare, după șrift, vă dați seama și asta. Apoi ca logotipul este, spre exemplu, intrați în Google, scrieți How create free logo. Asta e pe termen scurt. Nu este logotip ideal, dar este o soluție perfectă în care tu să ai un fon, în care să ai o chestie. Dacă voi aveți 2-300-500 de euro,
Deja s-a discutat și de făcut ceva mai interesant. Eu inițial am făcut singură și am meditat, apoi mi-am dat interes mai mare. Am cumpărat, cum s-ar spune, acest logotip de numire frumos pus acum Spuitul Dumitru de Zoia. Adică eu sunt de acord cu tine, nu m-am explicat corect. Ah, ok, super. E despre, ia ca cineva zice că Zara la ceva poate să facă. Putem folosi logo companiei a cărui parteneri suntem, vorbesc despre multilevel marketing. Elena, aici eu totuși recomand ori să adaptați prin prisma numelui și tu scrii Dumitru Moldova, pentru că undeva este și Dumitru Spania. Și când dai logotipurile Dumitru Spania, Dumitru Moldova, Dumitru Italia, îs una și șeși, noi câteodată ori adăugăm flagul Moldovei, dar asta e Italia iurea că te-ați primește, ori noi în nume folosim de diferența asta dintre imagini, dar da, poate fi folosit cu siguranță. De ce în contextul dat noi putem spune că elementul de logotip, nume, indiferent practic de business care voi sunteți, trebuie să aibă loc a fi și voi trebuie să lucrați. Stomatologiile sau medicina sau frumusețea. Aici trebuie să menționăm că avem o chestie destul de tristă pe locuri, pentru că dacă cu logotipul și dacă cu numele, cu logotipul la majoritatea tătăi, ok, dar aici faza vine la nivel de, spre exemplu, tăți au în logo acest dinte sau toți au în nume cuvântul dent. E bine asta? Da, e bine. E rău asta? Da, e rău. De ce? Pentru că tăți îți la o mamă. Adică el pe de o parte parcă și îți dă de înțeles cu și se ocupă business-ul ăsta. Dar pe de altă parte tu nu ți-ai minte tăi logotipuri și ți-ați vin tăți dinții ăștia, ba dintele se râde, ba dintele are smiley, ba el are dintele, are dinți. Adică în sensul ăsta, iarăși noi atragem atenția, vă rog. Și dacă să luăm în vedere că noi avem elementul de beauty, vânzări haine, stomatologie, artiști, noi încă putem să mixăm între tipuri de rețele. Spre exemplu, eu aș recomanda la beauty să fie în 60%, spre exemplu, unele business-uri, școala, spre exemplu, beauty, să fie 70% Facebook și 30% Instagram. Salonul poate fi 60% Instagram, 40% Facebook. Vânzările de haine, 80% poate fi Instagram, 20% Facebook. Și în Instagram să fie catalog de produse, fără ziua de naștere la cumătru și noi suntem bucuroși că președinte este Moș Nicolae. Stomatologia, pe de o parte, poate fi și 50-50, în care tu Instagram arăți clienți, stai și ai un flow anumit în Facebook, faci vânzare, faci live-uri, faci educare. Artiștii, personal branding-ul, în mai mare parte în Instagram și o parte bună în Facebook. Spre exemplu, la noi în mentorat este Ion Palade. La Ion Palade mai bine lucrează Facebook-ul decât Instagram. Pentru că Facebook-ul el pune live-urile, el face lansările de videoclip, YouTube-ul și Facebook-ul. Sunt rețelele de bază. Iar Instagram-ul este mai ok. Olga Manciu la noi la fel este mentorat. Ea este mai mult în Instagram și este și ca influencer în Instagram. Iar Facebook este adițional. Adică voi trebuie să luați în vedere că nu doar ce să fie, dar și unde. Nu faptul la cine te-ai dus la instruire, așa prezență tu ai. Cineva a întrebat de TikTok. Extraordinară rețea socială. În TikTok foarte important și intrați la curs, că acolo eu explic momentul ăsta. E foarte important tu să te apreciezi, tu ești ha-ha-hi-hi sau tu ești creier, conținut, mușchi. Ce ești tu? Pentru că în contextul dat tu ai de ales un moment foarte important. Tu va trebui să postezi 1, 2, 3 postări pe zi în TikTok. Măcar de 30-60 de zile. Pentru ca algoritmii se înțeleagă. Altfel, dacă postezi o dată, despre ha-ha, pe urmă nu știu și, asta va fi greu și va fi 100% inutil. O zonă tare importantă care aș vrea să menționez sunt serviciile. SMM și fotografii, constructorii. Aici, noi avem, spre exemplu, în tare multe situații, bătălia dintre personal branding-ul, care este inclusiv și la artiști, și la anumiți specialiști care prestează servicii.
Sunt tare multe servicii care necesită ca voi să aveți așa element ca nume. Sunt cam companii de construcție, specialiști la care tu nici nu știi numele. Dar sunt, spre exemplu, fotografi la care numele contează. În B2B numele contează. Și atunci tu trebuie să încerci să creezi, spre exemplu, personal branding îți dezvoltă tare crută în Facebook. La nivel de B2B companii. Dar tare crută în Instagram la nivel de persoană. De ce? Pentru că Instagram-ul este la noi în palmă, pentru că el este mai personalizat. Și dacă voi, iarăși, pur și simplu treceți primii pași în social media și o să faceți analiză concurenții, o să faceți strategie pe canal, voi să vedeți că acolo noi, stai o leacă, dar pe top 10 companii sunt prezente și pe Twitter, și pe LinkedIn, și pe Viber. Dar noi ce nu suntem prezenți pe Viber? Patiserie. Patiserie. Extraordinară oportunitate pe Instagram. Extraordinară. Facebook-ul, cu siguranță poate fi, cu siguranță poate fi Facebook-ul, dar eu aș pune mai mult accent pe Instagram, pe influenceri, pe publicitatea în rază, extraordinară publicitate în rază. Imobiliare, depinde, Tatiana, imobiliare, dacă ești agent imobiliar, tu ai de afaceri cu publicitatea în Facebook, tare crută lucrează reclama, dar în Instagram tare crută poate să lucreze, în TikTok poate să lucreze extraordinar pe imobiliarele. Acolo intră, zahodi такой контент. Lingerie la comandă, Instagram. 100% lingerie la comandă, Instagram. Facebook va fi un fel de suport de 20%. Instagram-ul focusul de bază. Turismul necesită, depinde și, dar turismul din ceea ce noi suntem consultanți, am instruit vreo 5 agenții imobiliare, este turismul este elementul care are nevoie de multilevel comunicare. Adică noi avem nevoie în TikTok, spunem ceva, în Stories, în Facebook, publicitate. Publicitatea în turism să meargă gen în Facebook. În Instagram, în Stories, să meargă remarketing-ul. Dacă voi nu știți ce asta remarketing, înseamnă că voi n-aveți încă nevoie de asta. Dacă vreți, știți. Comparați cursul, pentru că fără remarketing pierdeți în jur de 30% din performanță. Kinetoterapie, Doamne ferește, Carolina, nu știu, ești tu proprietara, specialistul, dar nici nu știi cât de tare ni greu stau pe scaun, pentru că discul 2, 3 și 4, hernie, hernia că hai de acolo. Respectiv, kinetoterapie, mie îmi place cum lucrează în TikTok, mie îmi place kinetoterapie cum lucrează în Facebook. Noi promovăm vreo două branduri în Facebook, eu cunosc vreo două branduri în TikTok. Și îți dă branduri cu audiență total diferită. E ca total diferită. Pe de o parte, tu poți fi welcome, e ca cum noi avem meșter.md. Meșter.md, clientul nostru din mentorat, dacă aveți nevoie de meșteri, la voi curge ceva acolo sau s-o rup, nu-ți deschide, respectiv trebuie să chemați un meșter, intrați meșter.md, ați comandat și eu venit la voi. Respectiv, meșter în Instagram, noi pur și simplu am pus welcome Instagram, adică zaglușcă, pentru că comunicarea de bază trebuie să meargă prin alte canale. Adică e despre o decizie strategică. Și voi vreți să faceți bani, acești 100, 200, 500, 1000, 3000 de euro. Și deci ori noi ne focusăm pe rețele, pentru că, măi, parcă tăți acolo nu știu ce, dar pentru freelancer noi nu avem bani. Câteodată freelancerii, influencerii, Doamne mă iartă, lucrează tare curta. Parfumuri, Maria, parfumuri TikTok. Doamne, și mie îmi place un ciuvac din TikTok. Azi am spus la un client că eu din TikTok m-am învățat să-mi parfumez. De ce? Eu nu știam că trebuie parfumat aici. Adică tu faci așa. Ras, două, faci trei, cetiri, și aici, pet. Atunci când treci pe lângă fete, ele se întoarcă și îți zică, a cui este soțul acesta? Și să miroasă a lavandă. De ce în sensul ăsta tare crută? Ana Maria, cum poți crească studențe? Ana Maria, studențe, vă spuneam la început, studențe, ăsta e fenomenul extraordinar. Lenoșca, dragi, da, cu o energie foarte mare. Studenții au acel element că voi, dacă sunteți amul student, voi sunteți cu internetul în sânge aproape. Voi ușor acum stați în YouTube și să faceți un research pe unde mistrești un curs de 5 baxuri și să înțelegeți what means I say now for you, pentru că voi știți și englezisme și rusisme. Da, un om e 45-55, nu cam om face discriminare, dar în mare parte, așa ca clustere de audiență, mai greu le vine. Deci studenții sunt perfecți pentru freelancing.
Studenții n-au răbdare, ei ar trebui să lucreze vreo lună, două, trei gratuit, să capte experiență, să nu doarmă vreo trei nopți, să asculte niște videouri, cum se face, how to setup, Facebook campaign, how to post, how to montaj, story maker, o extraordinară profesie pentru studenți. Numai că e așa, e vor deodată, e vor ca mâine să facă 3.000 de euro. Ei nu știu cum să scrie 3.000 de euro, dar e vor mariște. Mămici în concediu de maternitate este doar despre freelancing, din ceea ce noi am reușit în contextul dat, și aici ține de prestare servicii, de publicitate. Cel mai simplu pentru o mămică, dacă o leacă este analitică, să fie targetolog. Dacă ea este mai creativă, să fie un fel de copywriter. Dacă produse pentru slăbire, 100% produsele pentru slăbire, publicitatea îți vă blochează, jostca. Acolo merge influence marketing-ul, acolo merge YouTube-ul, storytelling-ul. Dacă tu reală produsele tale de slăbire slăbesc, ea că tu ai mai 1000 de oameni care pot fi clienți tăi. Dar deși ei nu știu denumirea companiei tale, pentru că noi ori vrem să pihnim, ori ele ne ajută. Dar dacă ajută, fă în YouTube 100 de istorii de succes. Da, dar nu avem bani. Stai, tu vrei să faci business? Sau tu vrei să... Adică cum vrei să promovezi? Tu vrei cum eu să aflu că modalitatea ta de slăbire lucrează? Dar dacă eu am, nu știu, și la nivelul de interzicere, și atunci ce îți primești? Atunci primești un lucru tare simplu. Tu trebuie să ai webinare în care tu să arăți procesul, să explici ce înseamnă produse de slăbire, să dai șansa la oameni să guste fără să cheltui prea mulți bani și dacă îți le placă, ea să vină individual. Deci eu aș folosi foarte mult comunicarea live. Live-urile în Instagram, stories-urile în Instagram, TikTok-ul. Aș folosi Facebook-ul și feed-ul la Instagram, dar așa, pentru oficial. Mai mult eu aș vrea să ieș în față. Și aș face training-uri, webinarii. Asta precis. Cineva nu poate găsi link-ul la curs. Este pinuit în chat și colegii mei o să-l arunce aici. Sau dacă voi întâmplător n-a să găsiți. Eu promit după asta să fac, cum se termine, să fac stories cu oferta dată și voi să aveți posibilitatea să clicați. Și să vă fie vouă șastie la nivel de acest curs. Și în minutăciu, oameni care s-au decis deja. Guțan Maria, felicitări, 80 de participanți. Felicitări, Maria. Noi, cum am spus, până pe 12 puteți să achitați link-ul, pur și simplu, pe aici să-l arunc. Haideți să mergem mai departe. Proiecte. Sunt mulți care au proiecte. Că spunem, noi am lansat podcastul. Și în contextul dat, noi trebuia să fim prezenți. Și eu acușă la punctul 3 o să recapitulez ca voi să vă notați, să vă verificați, pentru că următorul bloc unde trebuie să acționați, dacă n-ați împachetat, greu și de tot. Ce facem când suntem fotografi puțin cunoscuți? Cornelia, faceți... fotografia au două probleme. Spre exemplu, prima problemă este că tu ești necunoscut din cauza că nu ești bun. Ia că de ce ești necunoscut? Nu există fotograf necunoscut. Ce înseamnă asta necunoscut? Înseamnă că tu nu ai experiență. Dar tu vrei azi să ai rezultat de parcă tu ai experiență. Tu vrei să iei banii cum e Alex Iordache, dar tu ieri ai început... Dar dacă tu ești bun, înseamnă că tu pur și simplu faci o campanie în care arăți trei lucrări tale. Și dacă la oameni le chică celiuștea, peste noapte te presă și te să mă zvârghesc în tine. Probabil asta nu e istoria ta. Nu știu, nu cunosc. Dar dacă tu ești la început ca și experiență, atunci la nivel de acțiuni, eu recomand ca tu să faci tare mult gratuit la început. E o cale foarte comodă, simplă. Găsești centre, te duci la diferite companii. E că tu faci un portfoliu, ești freelancer, fotograf, tu poți fotografiezi produs. Și e că noi avem mentorate. Și tu spui, Dumitru, hai facem așa.
Eu la clienții voștri vă fotografiez produsele gratuit. Dacă după asta lor le placă, atunci îi las să plătească în ea la început tipa, de fotosesiune 20 de euro. Dar următoarele 3 fotosesiuni cu 50 de euro. E ca tu vrei. După asta tu ai luat toate fotografiile astea, ți-ai împachetat într-un Instagram și încerci să faci acțiuni. Adică e despre proactivitate. Dacă ai făcut multe gratuite, înseamnă că n-ai făcut la cine trebuie și n-ai pus condiția. Sau n-ai făcut bine, sau n-ai arătat asta lumii. Eu nu știu dacă oamenii știu cine este Mocanu Daniela. Înseamnă că trebuie să-ți dai seama care este strategia de intrare. Precis la tine Instagram-ul personal, branding-ul personal trebuie să fie puternic. Și să faci publicitate. Ai făcut o ofertă și pune un 30 de bucks-uri și uite, are cineva nevoie de fotografia ta la prețul care tu-l vinzi. Sau nu? Așa. Sunt fotografi din Ungheni? Uite, e cineva din Ungheni. Oglinzi, Instagram și publicitate. Shop-ul și site-ul. Precis. Avem experiență, lucrează. Fructe uscate. Aici fructe uscate tare deseori se bate cu B2B-ul. Trebuie să mergi la magazin. Există și livrare. Însă trebuie mai bine de lucrat prin influence marketing și prin publicitate. Aici nu contează contentul. Iacă aici eu n-aș băga vopșe contentul. Tipa, fă o postare chiar o dată în săptămână și uită. De ce? Pentru că, nu, iacă, cui trebuie fructe uscate? Iacă tot asta, nerea, fructe uscate, pastă cu magiun, magiun cu mientă. Nu că sunt rele produsele. Ele sunt bune, dar nu așa de bune cum vouă vă pare. Pentru că este copilul vostru și voi zici Dumitru, tu înțelegi? E că ele sunt așa, ele foarte naturale. La noi alghinele, tăti, ele nu se așează nici pe floare de asta. La noi, alghinele la noi sunt cu soviste. Și nerea la noi, de ce? Tăti alghinele sunt virgine. De ce? În sensul ăsta, noi ne dăm seama că produsul nostru trebuie, dar nu chiar în măsură cum nou ni se pare că el trebuie. De ce? Șansa este să vinzi. Este să arăți despre produsul tău la mai multă lume. Exemplu eu îl dau la toți care vin la noi la consultație. Dacă noi acum mergem la o pizzerie, amuie, că amuie ne ducem la pizza. Care este pizzeria la care noi ne ducem? Dați-ne amuie, repede, repede, repede. Eu nu pâmbi o apă, eu citesc brandurile. Amuie ne ducem, amuie, eu pun pizza. Unde ne ducem? Respectiv, Pizza Mania, Andy's Corso, Andy's, Casa, Andy's, Andy's, Corso, Corso, Andy's, Corso, 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 Oliva, Andy's, 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 Andy's. Oameni buni, voi sunteți aici 800 de suflete. 800 de suflete, eu zis 5 branduri. Voi vă imaginați câte branduri există în Chișinău de pizza? Dar voi ați spus 5. Am mai restul pizzeriilor s-au întors în mormânt fondatorii. Adică cum? Adică, alo, noi suntem aici și voi nu știți. Dar ei zic așa, din noi știe tot Chișinău. Poate el și știe, dar când se gândească la pizza, el nu se gândește la tine. Apoi cum vrei tu să vinzi de 1000, de 100 de euro, de 10.000 de euro? Cum tu vrei să vinzi dacă eu nici nu știu că tu existi? Tu n-ai șansă să devine un clientul tău dacă primul brand care a apărut Pizza Mania, Corso, Casa del Pizza și Andy's și restul. Adică tot ce noi azi vorbim cu voi, în primele două blocuri, blocul de check și acum blocul de prezență în social media, el este pentru că voi trebuie să fiți corect. Dar e ca cum să ne meriți în acea coropșică. Amuși noi să abordăm acest subiect neapărat. ONG-urile, la fel, o chestie foarte importantă pentru partea asta de social media, extrem de importantă. Numai că acolo se violează, oamenii din ONG-uri nu prea povestesc istorii. Dar partea de logo, cover, e ca vedeți, nu contează unde ești. ID, logo, cover, nume, descriere, must have pentru tăți. Ați verificat? În curs inclusiv noi vorbim de asta. Cineva a întrebat. Dacă noi vorbim despre targetare, noi nu vorbim despre targetare, vorbim un pic despre publicitate, pentru că targetul nu poți să-l realizezi în 10 videouri. Aparte, spre exemplu, noi avem acolo în jur de 40 de videouri în acest curs. Noi avem cursul Masterat, cursul de publicitate. Scrieți pe talmazan.school și o să vă spună când este următorul. Aici este despre primii pași în social media.
Adică tu trebuie să analizezi o social media, să analizezi concurența, să faci mood board-ul, strategie per canal, aplicațiile, posterile, prezența personal, prezența business, branding-ul personal, tot ce trebuie să faci un începător sau un om care vrea să se calibreze și să înțeleagă, dar eu vă ce spui calea dreaptă? 9 euro, 30 de videouri, 10 minute. Și ați înțeles dacă mergeți sau nu mergeți drept prin perspectiva lui Dumitru Tărmăzan. Respectiv, pentru o prezență corectă, trebuie să vă împachetați. Voi trebuie să faceți acest lucru ca să faceți acești bani care voi vreți să-i faceți, să-i meritați probabil să faceți, indiferent sunteți voi antreprenor, începător, freelancer sau liber profesionist sau mămic în decret sau angajat sau profesor care spune acum acolo să face. Voi trebuie să înțelegeți, voi nu puteți fiți ca profil personal, voi nu puteți prin posteri, pur și simplu, chiar dacă sunteți ca pagini de business, voi trebuie să faceți publicitate. Da, câte posteri? Dar și acolo trebuie făcut? Stai aleacă, hai luăm înapoi. Înapoi, prezența în Facebook trebuie să fie una foarte corectă. Tu trebuie să ai nume, trebuie să ai logo, trebuie să ai un ID, trebuie să ai prezență, domen, trebuie să ai landing page și luăm pe rând. Numele trebuie să fie scurt, clar, cuprinzător sau cu descriptor. Verificați, trebuie să fie, asta este clasa 1. 2. Logotipul trebuie să fie scurt, clar, cuprinzător, recognoscibil, promovat ca să fie să țină minte ca iștea sau iștea. ID-ul este ceea ce vine după slash. Trebuie să fie scurt, deseori asta este site-ul vostru. Verificați dacă voi aveți asta sau nu. Rețele de socializare. Fiți în mai multe rețele. Spre exemplu, dacă voi puteți păstra stilistica, voi dacă intrați în Facebook, Tărmăzan School, Tărmăzan Talk, podcastul nostru, dacă intrați în TikTok, dacă intrați în YouTube, dacă intrați în Instagram, voi să vedeți același brand, dar voi să vedeți postări diferite. Analizați acest element. Dacă voi n-ați fost pe podcastul Tărmăzan Talk, unde eu fac interviuri despre marketing, și voi ca oameni în marketing ar trebui să urmăriți acest proiect. Așa că un follow, un like, dacă voi credeți că se merită ceea ce noi discutăm aici. Cover-ul, la fel, la mulți ăsta e prost un produs. Și aveți grijă că el e mobile responsive. Și când voi puneți un cover și acolo vă taie jumătate de cuvânt, vă taie preț, oferta... Foarte nehalatne отношения atunci când venim cu ipoteza că noi vrem să scoatem de acolo bani. Foarte nehalatne отношения. Și descrierea. Descrieți la oameni. Sunt oameni care vor să afle ce voi faceți. Nu mai puțin important, la o anumită etapă, deja noi trecem spre cum fortifici prețul de la 100 de euro, 500 de euro în sus, este domeniul, trebuie să ai un site. 3dw.talmazan.media. Intrați pe nick.media. Dați un 300 lei pe an și cumpărați de acolo domeniul. Faceți-vă un site, pentru că asta contează. Și site-ul poate fi site complex sau un landing page. Landing page gratuit sau făcut la design, care costă de la 100 la 1000 de euro. Dar dacă voi vreți să faceți bani, dacă voi planificați să vă măriți impactul, să vă măriți vânzările, voi trebuie să fiți prezenți pe Facebook cu business pagină. Voi trebuie să vă ajustați ID-ul, logotipul, numele, descrierea, cover-ul. Voi trebuie să aveți un site sau un landing page. Voi trebuie să aveți un domen ca acest site să afișeze. Și un lucru foarte important. Înainte să mergeți la etapa de publicitate, voi trebuie să creați minim valabil pentru majoritatea. Minim o postare pe săptămână. Nu faceți mult, faceți una. Nu trebuie la nimeni postările voastre. Una pe săptămână. Dar testați o postare pe săptămână pe diferite rețele sociale. Adică pe Facebook o postare într-un fel, pe Instagram altfel. Nu aceeași postare. Sunt și excepții. Cineva o să facă Instagram-ul Welcome Instagram sau catalog de produs. Cineva o să facă la fel. Las și la fel, dar nu pierdeți timpul pe postările astea inutile care trebuie să numai la director și la și care fac aceste postări. Mai mult implicați-vă în stories. Măcar vreo 3 pe zi. Măcar vreo 3 pe zi vă spuneți, dar ce să zic eu la 3 stories-uri pe zi? E ca așa se poate spus. 100% se poate spus tare mult despre stories pe business-ul vostru. Și minimum un live pe lună. Unul pe Facebook, unul pe Instagram.
Stories-urile pot să dubleze pe Facebook, să ducă. Dar tot ce tu trebuie să faci azi ca business, ca să asiguri un minim existențial și ca banii care în continuare, acum noi spunem, trebuie de investit ca să faci de 10 ori mai mult, trebuie să fie ca asta făcut. Toate aceste momente să fie făcute. Și după care la noi apare promovarea. Promovarea simplă, care este bus post, la 5 dolari care tu pur și simplu faci promovare. Oameni buni, oamenii nu o să cumpere dacă n-a să știe că tu ești pizza Macaciandra de la Ciocana. Nu n-a să cumpere el. E că unii vin, tocmai nu știu de unde, la pizza de la Eloveni. Ori îți duc în Eloveni, ori îți duc pe Asache. Și probabil voi spuneți, da, am auzit așa ceva. De ce? Dar pentru că eu minimum știu, pentru că am auzit, pentru că este un fel de branding. Apoi că mulți din cei care azi vor bani, ei așteaptă ca să se întâmple ceva fără implicarea lor. Și eu aș vrea foarte mult ca voi să fiți niște consumatori conștienți. Să nu credem în minuni, dar să nu lucrăm ca proști. Respectiv, facem boost post, promovăm să ne vadă oamenii, să faceți campanie complexă. O parte din voi a văzut anunțul despre webinar de la influencer, prietenii mei. O parte din voi au văzut la mine. O parte din voi au văzut la partea de reclamă. Dar reclamă nu boost post, dar reclamă complexă. Însă vreau să vă spun ca antreprenor, haideți un pic să judecăm. Eu, persoana care ar putea să deseneze cum tu poți faci 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 de euro, care poate să spune că pentru business-ul tău, eu cred că tu trebuie să faci 1, 2, 3, 4. Pe lângă faptul că să faci pașii ăștia 5 despre care eu am vorbit până acum. Sunt detalii specifice. Cineva care este în B2B poate să aibă nevoie de o leacă mai mult sau o leacă mai puțin. Cineva vă pșie, nu trebuie să ducă încolo. Fă-ți un Instagram welcome și zăbudi. Dar sunt unii care trebuie să facă mai mult decât restul. Dar eu care știu să setez publicitatea. Eu cheltui bani, nu puțin, destul de mulți, pe reclamă, inclusiv acest boost post și campanie. Cineva întreabă ce înseamnă. Asta înseamnă boost post când tu promovezi o postare care deja ai postat-o. Adică tu ai făcut în pagina ta de business o postare, apeși butonașul cel albastru și e ca aici trei pași. Cui, cât, unde. Safe. Și se promovează. Campanii, asta este business manager. Când bugetul tău e mai mare, când tu ai nevoie, targetare, excludere, includere, nivelul 1, nivelul 2, asta este un pic mai avansat. Dacă tu nu ești dezat în publicitate și nu ai de gând să prestezi servicii de reclamă sau nu ai de gând să cheltui 200-300 de euro pe Facebook, atunci probabil campanii ție nici nu-ți trebuie. Dar dacă tu cheltui 200-300 de euro sau ești specialist și tu nu știi ce înseamnă campanii, tu trebuie de mult să începi să înveți YouTube-ul cu cursurile, nu contează la cine, dar trebuie să înveți, pentru că asta e viitorul. Apoi că eu fiind, m-am adresat la 10.000 de persoane. Nu, hai așa. Ne-am adresat la vreo 300.000 de persoane. Cu în jur de 2.000 de euro. În 6 zile. Deci noi am cheltuit în jur de 2.000 de euro. Ca în 6 zile să audă de noi 300.000 de oameni. Din 300.000 de oameni, la noi pe site au intrat 10.000 de persoane. Din 10.000 de persoane, la noi s-au înregistrat 6.000 de persoane. Din 6.000 de persoane, la noi în live au intrat în jur de 1.500 de persoane și se mențin pe site 700, 800, 900, 700, 600, 900. Cineva intră, iese, cineva intră, iese. Total, acum, la moment, sunt vreo 1.500 deja intrați. Acum, spuneți-mi, vă rog frumos, unde e dreptatea? De ce eu 5.000 de oameni, pentru ce ei s-au înscris, dacă nici jumătate dintre ei nu au venit? Unde e dreptatea? Cum să faci bani în lumea asta dacă ei nu vin? Ar fi întrebarea voastră ca potențial client a unui agenții de marketing sau unui specialist. De eu îți vă spun, asta este normal. Asta se numește conversie. Cu cât mai multe valuri faci, cu cât calitatea cade. Desigur că noi putem introduce că speakerul e taxi pe vecerincă. Tema e taxi pe, la nivel de împachetare. Dar noi înțelegem o chestie, că standard, dacă la noi se înregistrează 1000 de oameni, 300 vin la
în live. Acum, dacă a fost în jur de 1500, noi avem în jur de 25% conversie. E mai mică decât când mai mulți, dar mai mult de 10% de persoane vin. Înseamnă că dacă teoretic noi avem 1000 de oameni în live, trebuie să înregistrez 10.000 de oameni. Pentru 10.000 de oameni trebuie să cheltui X. Și atunci când începe să vadă, tac, dar și ce o să cumpere oameni? O să cumpere cursul de 9 euro? Nu, ok, haideți să ne uităm ce au făcut oamenii de la 9 euro. La ziua de azi, noi avem acum, în momentul dat, 102 persoane care au achitat cursul. Avem 900 euro. Respectiv, 900 de euro, nu, încă vreo 300 de oameni și noi scoatem numai bugetul de promovare. Corect asta sau nu e corect? Eu nu știu. Dar eu știu că eu n-am încotro, eu trăiesc într-un mediu în care eu trebuie să fac acțiuni. Tu, în ce mediu trăiești? Tu te-ai calibrat la pasul 1 care eu ți-am spus? Și tu ești, și fel de business, cu și fel de dansezi tu încă oameni în același dans. Respectiv, în sensul ăsta, elementul de prezență în social media, el este posibil. El poate să vă aducă vouă X, 2, X, 3, X, 5, dar n-așteptați minunea. Făceți acești 5 pași și dacă o să vrei să faci promovare, aici o să am la tine câteva sfaturi. Dar înainte de asta, vreau să-mi spuneți dacă ceea ce noi vorbim aici are sens. Eu vreau voi să-mi spuneți sincer și obiectiv, de la 1 la 10, de la 1 la 100, hai de la 1 la 10, dacă tot am zis 10, care este temperatura atmosferică voastră legată de cum decurge acest webinar. Și dacă vă place, dacă sunt oameni care rezonează cu ce eu spun, faceți un stories. Eu mai stau așa mare, am ușa băieță să mă pui mare. Faceți un stories și spuneți, intrați pe link și puneți link-ul de la webinar. Puneți-le link-ul, ajutați-ne pe noi să ne vadă mai multă lume și poate să le faceți un ghine și la ceilalți care nu au aflat, nu au reușit, nu au venit. Deci aici e foarte important în sensul ăsta. Promovarea, blocul de promovare, super, mulțumim foarte mult. Blocul de promovare e unul extrem de subtil, specific. Și foarte, și foarte, și foarte important. Dacă voi veți dori să faceți reclamă, eu vă îndemn ca primul pas pe care voi să-l faceți, voi trebuie să intrați pe site-ul Biblioteca de Reclame Facebook. Voi intrați în Facebook, în browser și scrieți Facebook Ads Library. Și primul, al doilea, treilea link care deschideți, facebook.com/ads/library. E foarte vital voi să intrați aici înainte să faceți reclamă, pentru că voi puteți intrați și să scrieți. Cum să iau așa calculatorul să fie mai comod să vă arăt? Pentru că asta e prostă rachetă, oameni buni. Dacă voi niciodată n-ați intrat aici, de seară aveți ce faci. Voi puteți scrieți aici concurentul vostru. Spre exemplu, Talmazan School e concurentul vostru. Talmazan School. Super actor. Opa, n-are nicio reclamă. Dar cine la noi încă e concurent? Hai să vedem cine la noi. La noi este, Darwin. Darwin e concurentul nostru. Darwin.md. Și când vedem, Darwin are 68 de reclame. Și dacă voi sunteți alte companii care prestează tot servicii ca Darwin, voi primul lucru care trebuie să-l faceți să intrați și să vă uitați. Dar ce fel de reclamă are Darwin? Dar cum e creat anunțul? Dar cum este creată oferta? Dar și de ofertă el vinde? Și să numărați câte anunțuri. Și dacă un anunț costă minim $1 pe zi, înseamnă că e cheltuie minim vreo $70 pe zi. Dar dacă tu spui, ei, nu mai cheltuie $1 pe zi. Un anunț cred că îl promovează pe zi cu vreo 2-3. Înseamnă că în jur de vreo $200 pe zi poate fi ipoteza. Asta înseamnă că voi analizați în primul rând cum să vă faceți performanța publicitară. Cum să vă găsiți voi clienți, câți bani să faci, amuși vă zic. Dar cum dracu să-i găsești? Cum să arăte anunțul tău? Și nu arată el în comparație cu concurentul mai taxibil? Neclar,
Sigur, ne. Sau, spre exemplu, tu vrei nu după brand. Dacă cineva a scris acolo imobiliar și noi scriem apartament. Apartament. Adică eu vreau să caut anunțuri publicitare cu cuvântul apartament. Acum, în momentul dat, în Republica Moldova se promovează 290 de reclame cu cuvântul apartament. Și tu zici, iopte, dar asta înseamnă că anunțul meu va concura cu vreo 300 de anunțuri, care au câte 3-5-10 dolari pe zi. Asta înseamnă că acolo sunt vreo 4.000 de euro. Și eu cu 1.200 baxuri vreau să flutur sau cu anunțurile organice. Nu știu ce bătaie de joc asta. Dacă voi nu ați avut insight-urile astea, treziți-vă! Pentru că publicitatea este responsabilitate și este crută, așa este oportunități. Dar dacă voi faceți organic, pe voi vă văd trei oameni, aceiași oameni și niciodată n-ați cumpere. Dar ei, uitați-vă și frumos. Spre exemplu, tare mulți vreau angajări. Și mulți spun, angajăm. Angajam, da? Cu A. 150 de anunțuri în Moldova angajează. Și nu contează că tu angajezi să mă, dar eu vânzător. Tu concurezi cu anunțurile între ele. Social media. ...2600 de anunțuri. Social media. Internaționale. Locale. Care au direct element. Care n-au direct. Dar ei au cuvântul social media în text. Respectiv, ce faceți voi? Intrați în Facebook Ads Library. Și uitați-vă, dar business-ul vostru e concurențial azi în piață? Dar tu vrei să faci bani, dar tu ești gata să faci bani? Tu lucrezi pe o nișă concurențială sau nu? E foarte important în momentul ăsta. Și atunci noi avem așa o chestie. Că strategia celor pași este valabilă în mare parte pentru freelanceri și specialiști. Dar erau trei categorii. Noi am spus că aici, iar ce am spus, mă namu, valabil pentru primele două mai mult. Trebuie să faci o leacă de valori, leacă de publicitate, trebuie să te ridici la 100, la 200, la 300, la 400 de euro. Dar dacă tu vrei să mergi în zona de mai mulți bani, probabil tu trebuie să ai nevoie încă de trei pași. Care este pentru tine dacă tu azi ești antreprenor, adică în depoziție ar însemna un startup, un business la început sau o afacere care generează ceva, dar nu înțelege cum dracu să faci în asemănul ăsta. Apoi, dacă tu ești în zona asta, ți-ți mai trebuie un trei pași. Un trei pași pe care noi vedem tare rar la business-urile noastre. Primul pas. Răspundeți, vă rog frumos, și puteți și primele două categorii de oameni să faceți asta. Câte persoane ne văd unice lunar? Câte? Câți oameni? Câți te văd unici? Asta știți cum este paralela asta, nu prea pozitivă, dar destul de interesantă. Când tu ești, trăiești în Sărată Galbenă, este mare șansă că în scurt timp tot știu de tine. Și șansa să-ți găsești o prietenă, sau prieten dacă ești fată, este micuț, deși pentru că de-amu, tăți știu din satul tău de tine. Și atunci tu spui tak, nujna svejaja krov. Și duci la Chișinău. Și capacitatea Chișinăului este mult mai mare. Tu ai șansa să-ți găsești o parteneră sau partener mult mai repede. Pentru că acolo este multă lume. Și tu dacă te-ai lăhănit cu unul, te-ai schimbat sectorul și te-ai dus la altul. Și tot așa. Dar dacă te lăhănești cu Moldova, ce poți duci în altă țară? Adică audiența către care tu te adresezi, chiar dacă îți dai feedback negativ când e micuță, organică, și că ți-o dat like la pagină sau ad friend, e între dâns și gata. Dar când pe tine te văd, în medie o afacere care vrea să câștige de la 1000 în sus, trebuie să o vadă minim 100.000 de oameni pe lună. Dacă pe voi nu vă văd 100.000 de oameni pe lună, șansele voastre scad de pe zi și treci. Specific poate fi doar anumite domenii sau anumite detalii, dar dacă să luăm așa un brut, atunci asta sunt minim 100.000. Organic 3-5.000 persoane se vadă. Dar pe urmă tu trebuie să mergi de la 100.000 până la atâta.
A doua întrebare. Unde ajung ei? E că te-au văzut ei. Tu în anunțurile tale ai folosit un call to action să le spui compania, ce avem noi aici, de floristică, ortenzii proaspete de la producător. E că mulți fac așa. Și nu termină gândul. Pentru mai multe detalii, clic aici, sună aici, vină aici, asta aici. Unde ajung ei după ce ei au clicat? Cum tu vezi că campania publicitară, activitatea ta de marketing, ți-a adus rezultat? Trei instrumente minim. Primul, cel mai simplu, Excel. Tu trebuie să scrii undeva oamenii care ți-au scris. Mulți zic, dar eu îi țin minte. În gând. Noi în gând îi ținem. Înseamnă că voi n-ați făcut niciodată 3.000 de euro. Pentru că pentru 3.000 de euro trebuie să procesez probabil 50-100 de mii de oameni. Pentru că, uitați-vă, s-au scris 6.000 de oameni, dar au venit 2.000 în live. Au venit, au ieșit. Dar nu 6.000. Asta ce înseamnă? Asta se numește procent de conversie. Din 10.000, 6.000, 60% conversie. Din 6.000, 2.000, 40% sau 25% conversie. Și asta este corect. Să numeri conversia. Mai faci odată această acțiune, știuți, conversia s-a păstrat când ai schimbat subiectul, când ai schimbat maniera de vorbit, când ai schimbat oferta, când ai schimbat stilistica. Tu numeri la tine. Unde numeri? Pe foiță? Și când sulceaina s-a vărsat ceaiul peste carnețel, ai bătut copchilul că ți-a stricat business-ul, că gata, nu mai sunt datele cu clienți VIP? Pentru că era un carnet? A doilea instrument e messenger-ul. Messenger-ul perfect. Dacă tu n-ai bani, cunoștință, nu știu ce n-ai, dorință, nu arde curul încă tare, atunci măcar du-te în messenger. În messenger există așa element categorii. Orice messenger are un fel de mini CRM. Și voi acolo puteți să bifați potențial client, nepotențial client, de revenit, oferta minus 10%, 50% și pe urmă să filtrați asta. Adică voi aveți posibilitatea să aveți un soi de mini CRM în messenger, fără să cheltuiți sute de euro. Dacă tu n-ai multe lead-uri, dacă tu n-ai încă conștientizare, dacă tu nu știu ce n-ai, messenger-ul ți-e trebuie. Dar dacă tu ai, 100% CRM. Întrați, am o CRM, tot care mulți întreabă, și asta CRM. Dacă voi vreți 3.000 de euro și nu știți CRM, dați-vă o palmă. În mod serios. Nu, cum să nu știi, tu vrei 3.000 de euro, tu vrei 600.000 de lei pe an. 600.000! Mamea, în viață, grămadă banii ăștia noi au văzut. Respectiv, oameni buni, când vrem să facem bani, noi trebuie să depunem efort. Respectiv, faptul că nu știi, nu-i strașnic, e că m-ai aflat. Client Relationship Management este un sistem în care sunt toți clienții, cum am arătat eu la mine aici, în, că noi vedem e ca CRM-ul, și activ văd tăți. Oameni sunt, 197 de oameni au încercat, 59 nu răspund, 4 nu răspund repetat, 35 oferte explicate, 115 interesați, 8 cont cash, 3 cont pe net, 105 cont fără acces, 100 participanți finali. În 3 secunde eu am văzut și cu business-ul meu, și cu acolo, care e situația cu tot sistemul ăsta. În 3 secunde, tu poți să-mi arăți asta? Sau la tine sunt 3 lead-uri care vin întâmplător pentru că tu nu cheltui bani pe reclamă, pentru că noi nu avem bani, dar așteptarea este cât de cât normală. Apoi că eu vreau noi o leacă să sincronizăm posibilitatea cu pregătirea antreprenorului, freelancerului, speakerului, psihologico-strategică și cu rezultatul care va fi. Și trecând prin această pregătire, el o să primească acest rezultat. Altfel n-a să primească. Stând Emelia na PC, n-a să iasă. Trebuie să dăm din coate, mai ales în această perioadă grea. E că Cornelia zic că ușurează. 100% Cornelia. Și ne are CRM-e, asta e ca... E că oamenii care au lucrat fără CRM și cu CRM, asta oamenii care nu au avut jucurile sexuale și după asta au început să le aibă. Este jizni doi posle. Eu nu știu, dar mă auză că așa e. Respectiv, trebuie CRM. Pentru că dacă nu, n-a să fie rezultat. Cum se procesează? Altă problemă. Lada. Nivel de 100.000. Din 100.000, noi suntem malați, am luat CRM, ori Excel,
Ori avem o minte fenomenală și noi ținem minte toate ea ca 480 de lead-uri care au încercat să cumpere cursul primii pași în social media. Respectiv, mai departe vine, dar cum voi procesați acest moment? Imaginați-vă, Dumitru Tramazan n-are vânzător. El vrea bani. Nu, după ochi se vede. E că te uiți la dânsul și se vede că vrea, așa-i? Când eu sună ăștia 400 de oameni? Asta este ireal. Respectiv, procesarea se face în câteva elemente. În primul rând, trebuie să procesezi prin apel, să fii atent la comentarii și să ai un script. Și o parte din voi care ați inițiat vânzarea, cei care că sunt și zic, Dumitru, când se pare achitat? Sau ce e posibil de achitat? Verifică telegramul, verifică stories-urile mele, verifică e-mail-ul, verifică link-ul atașat mai sus. Și achită până pe 12 aprilie și faci parte din curs. Și voi ați să încercați, să încerci vreo 500 de oameni. La 500 de oameni, dacă vinzi la 9 euro, ai 4.000 de euro. Dându-l 1.000 de euro, cadou, 2.000 de euro publicitate, ai făcut 1.000 de euro. După normală, ar și normală. Dar trebuie om, CRM, script, proces. Și atunci e posibil. Adică eu sunt de părerea că elementul de rezultat, când noi vorbim de bani, ține de un așa concept ca spirală. Pe măsură ce voi vă ridicați pe așteptări, pe așteptări financiare, pe așteptări de la acest univers, voi trebuie să puneți la bătaie trei ingrediente: timp, oameni, bani. Încă o dată, pe măsură ce voi vă dezvoltați așteptările, finanțele, rezultatele voastre, voi trebuie să puneți la bătaie trei ingrediente: timp, oameni, bani. Mai ne-am arătat că la bani acolo mai nu s-au dus de ăștia. De părere despre marketing de rețea, unde se pare făcut promovare? Marketingul de rețea. Dacă marketingul de rețea nu are restricții, sunt unele care au anumite detalii, că acolo nu se poate, că aici nu se poate, nu se poate că vindem servicii de business, trebuie să zicem că noi suntem consultanți în dezvoltare, avem sport, tălmazan și jucăriile. Nu, eu am CRM, eu n-am jucării. Ia ca și care, asta doar înseamnă că eu am. N-am CRM-a, nu-i CRM-a, respectiv, marketingul de rețea, m-a dezbătut doinița cu jucăriile, eu când văd jucăriile, deodată la mine ochii încep să tremure. Respectiv, aici ține foarte mult de brandingul personal a persoanei, de life-uri, event management, content educațional și de publicitatea o străbească de asta pe ocolite. Promovezi rețete de mâncare, astfel promovând modul sănătos de viață și la urmă făcând un call to action, dacă vrei, click și pe urmă de am început să-i povestești istoria structurii MLM. Adică aici, noi am avut două branduri în consultanță pe tema asta și nu e ireal, e real, dar nu este așa de simplu cum ai vinde jucările, da? Chiar dacă și ele sunt interzise. Nu știu de ce. Eu așa numesc o categorie și aș vrea azi freelancerii și antreprenorii, în primul rând, doar de ce nu și specialiștii, să conștientizeze ceea ce o să vă spunem mai departe. Banii trebuie să iasă pe foaie. Ce înseamnă asta? Dacă eu iau o foaie și încep să număr, dați-mi o industrie să vă număr banii pe foaie și pe foaie nu iesă, eu nu mă apuc de business-ul ăsta. Eu nu mă apuc să investesc în marketing. Eu nu mă apuc să pierd timpul. Eu nu mă apuc. Banii trebuie să iasă pe foaie. Dar tu trebuie să fii sincer cu tine. Tu trebuie să fii obiectiv cu tine. În B2B foarte abstract. Stomatologie. Spre exemplu, tu ai un proces în stomatologie, tu ai un produs. Dantură fixă. Sau implant dentar. Pedagogul. De exemplu, eu am două experiențe cu pedagog. Sora mea și soția mea. Și respectiv, tu ca pedagog ai anumit salariu. Să luăm exemplu sora mea. Iar anumit salariu. Dar ca persoană care are un proiect în online, se cheamă Infinite School, este profesor de matematică și îi spunea, dar cum să facem noi matematica online?
Având un salariu mediu de profesor, vă știți că profesorii n-au salarii de, ca freelanceri de 800, 900, 1000 de euro. El trebuie să lucreze atâta. Doamne, câte lecții. După fiecare caietă îmbătrânește cu 10 ani. Respectiv, când noi am lansat proiectul Infinite School și eu au venit primii doi clienți din online, elevi de clasa nouă care aveau nevoie de pregătire pentru BAC sau care aveau nevoie de pregătire pentru examen sau părinți care vreau patinut docicul pe matematică. Ei aveau un planșet, la planșet ei făceau exercițiile, prin Zoom se arăta acest planșet și pe lună costa 2000 de lei, 100 de euro, ca să te vezi de două ori pe săptămână, adică 8 ori. Adică el lucra 8 ore pentru 2000 de lei. Și el lucra 100 nu știu câte ore pentru 6 sau 8.000 de lei cât e salariul acolo. Respectiv, pentru matematică, eu numesc așa, tac, un elev nouă ne aduce pe lună 100 de euro. Înseamnă că noi putem să luăm pe lună 3-4 elevi. Asta înseamnă 3-400 de euro. Dedicând 3-4 ore. Putem să dedicăm, da, de ce? Luăm oameni din America și lucrăm de la ora 9 până la ora încolo, de oameni din diaspora, fus orar. Sau lucrăm seara, sau lucrăm în weekend. Și atunci, eu pe foaie s-o cod. Deci, dacă eu am 3 elevi care mi-aduc mie 100 de euro pe lună, înseamnă că eu pot să am 300 de euro pe lună. Dacă acești elevi, e un program care ne întrebă și el durează 3 luni de zile, asta înseamnă 900 de euro pe program de 3 luni de zile. Ca să aduc acești 3 elevi, mie îmi trebuie să fac 3 live-uri, 2-3 postări, vreo 20 de story-uri și vreo 200 de euro să bag publicitate. Spuneți voi, dar suntem în minus 100, și ne rămâne 100 de euro plus timpul nostru. Care este logica? Logica este următoare, că următorul lună, probabil aici au fost mai mulți interesați și o să cumpere de alții fără ca noi să facem promovarea. Iar dacă noi o să continuăm să facem postări, live-uri, story-uri, oamenii să vadă că noi ne pricepem și o să înceapă să vină. Sau minim nu facem fapt și promovare și prost ne adresăm la oamenii care îi cunoaștem. Sau invers, intrăm în comunitățile în care noi putem să răspundem la întrebări ca expert, profesor sau ce ești și să aducem dament. Sau invers, noi putem să facem, spre exemplu, grup. Și atunci noi investim 500 de euro în promovare, noi am strâns 10 oameni care nu dau 100 de euro, dau 50 de euro, adică mai puțin pe lună, dar noi tot avem acele 8 lecții. Însă un grup de 10 oameni la 50 de euro, asta sunt 500 de euro. Și asta înseamnă că tu ai cheltuit mai puțin pentru că ai făcut două grupe și ți-ai adus încă și bani curați. Respectiv, fix aceeași chestie și cu stomatologia. Tu calculezi că costul per click la tine trebuie să fie 3 cenți, costul per lead. Stomatologia tot face parte din categoria de business mic. Noi avem o clinică stomatologică în consultanță în București și aici noi întâlnim o problemă că noi avem canale de comunicare și le-au diferit conversii. Generăm ofertă mică, ne vin oameni care numai ne umple departamentul de vânzări cu apeluri. Schimbăm vectorul pe oferte standarde, nu ne vin mesaje. Folosim instrumentul de generare necalitativ, folosim mesaje puțin, folosim apeluri, cifre multe, dar apelurile nu se finisează. Folosim landing page-ul, formularul e mai calitativ, dar nu atât de calitativ cum din Google. De aceea aici noi mergem cu vizibilitate prin prisma Facebook, și cu conversii prin prisma oferte Google și cu remarketing prin prisma Facebook. Bugetul se calculează trimestrial sau anual. Adică, spre exemplu, pe România tu poți să ai un buget de 20.000 de roni, 30-50.000 de roni, adică jumătate de milion de roni pe an, astfel tu trebuie să faci, spre exemplu, X2, X3, X5. Dar asta e business-ul mediu mare. Respectiv, surprize la evenimente, nu poți să și să nu cheltui nică dacă tu ai, te-ai pucat în business-ul ăsta, înseamnă că tu ai cunoștință, te-ai dus pe la testa modelele, pe la test și ai făcut că ai ofertă. Primul pas, a doilea pas. Ai început toate evenimentele tale să faci live, să faci stories, să share feedback de la oameni, să postezi un spot publicitar din 30 de secunde, cum tu acolo te joci și cum faci tot show-ul ăsta și ai dat asta la un public mai mare ca ei să vadă. Sau TikTok-ul, extraordinar pentru evenimente. Domeniul nunților, decor, animator. La fel, Ana, cum am spus până acum, e același scenariu. Arată-i ce ai făcut. Multe business-uri n-arată. Noi am avut azi în ipoteză de consultanță cineva care este în domeniul beauty și ei sunt unici
certificați de președintele Republicii Moldova ca promotori a industriei, mai tincă, nimeni din voi nu știe, nici eu nu știu. Și folos că tu ești dacă tu despre asta tași? E ca și cu pizza. Întotdeauna țineți minte exemplul ăsta. Și când ați vreți la pizza, întrebați, dar de ce eu nu zis Andes? Și câteodată este că tu zici Andes, dar nu duci la Andes. Asta tot e tare important. Dumnezeu, aș zice, te întrebă, dacă promovezi ceva, trebuie mai întâi să iasă denumirea, spre exemplu, a salonului, apoi îndemnul de a vizita acest salon sau invers? Angela, eu cred că întrebarea asta e foarte discutabilă, pentru că dacă tu vorbești de ofertă, înseamnă că trebuie să-mi spui frăzură, perioada de 16 octombrie, 36 noiembrie, la 30% de reducere. Vă așteptăm la salonul Talmazan Beauty Room. Și atunci el e în a doilea. Sau, spre exemplu, zici, da, dați-vă și mășe, Talmazan Beauty Room vă așteaptă în perioada 16 decembrie, 39 noiembrie, la reducerile de primăvară. Adică tare mult depinde cum copywriting asta este o artă de vindi care nu tăți o înțeleg. De ce eu vă rog foarte mult copywriting vostru măcar și ortografic bun și simplu. Nu vorbiți constatând respectiv, banii trebuie să iasă pe foaie. Hai să facem un calcul și să vedem cum voi banii ăștia îi faceți. Freelancerul. Foarte și foarte simplu. Aici e momentul în care dacă voi credeți că asta este ireal, voi greșiți, pentru că noi avem zeci de situații care scenariul ăsta l-a repetat. Dacă voi nu puteți să-l repetați, înseamnă că ori n-aveți teagă, ori faceți ceva incorrect, ori nu știu ce. Dar noi avem artefacte, case-uri, oameni, istorii concrete. Servicii. Contentul, un freelancer poate să iei 2-3 clienți pe lună și să facă 300 de euro minim, să facă publicitate 2-3 clienți și să facă 500 de euro. Dacă el combine aceste momente, el poate să facă de la 200, la 600, la 800, la 1000 de euro pe lună în Republica Moldova. Dacă el este brăvut, știe limba engleză, un freelancer poate să presteze servicii pentru Statele Unite, pentru Canada, în Franța, unde serviciile pot fi o leacă mai scumpe. Nu la ei noștri, dar la ei lora. Sunt site-uri foarte faine care găsești clienți. Și atunci dacă tu știi limba engleză, o oră de serviciu, de prestare, costă de la 15 la 150 dolari în Statele Unite. Respectiv, tu poți să prestezi serviciu de ads cu 500 de euro per client, nu per 2-3 cum în Moldova. Dar tu probabil n-ai învățat engleza la școală. Sau zici, da, dar cum să găsesc clienți? Adică aici deja intră în polemică altceva. Haciu, e hocița, dar ne magu, e colița. Adică tu vrei? E posibil. Azi eu am venit să arăt că e posibil. Că o să ai tu sau nu o să ai, o să conteze numai de tine. Partea asta la mine nu a mers. Eu n-am putut. I don't speak English very well. My wife is teacher, but I don't speak. And let me in pace. Și atunci eu înțeleg că eu o să câștig 300 de euro. Vreau engleză mai bună? Probabil o să pot mai gine. Respectiv, tu trebuie să prestezi. Să ai tu și să înveți pe alții să prestezi lor împachetarea rețelelor, să le împachetezi, pentru asta poți să iei 100-200 de euro, să faci campanii și să faci content. Aceea o postare pe săptămână. E un 50 de euro pentru o postare pe săptămână. Dacă freelancer ești la început de cale, mă mic în decret, o postare pe săptămână, 4 posteri. Dar tu trebuie să explici clientul, uite, facem așa, tu îmi dai 3-400 de euro. De aici 3-400 de euro, eu 200 îi pun pe publicitate. Vreau 100 să coste comisionul meu și vreau 100 să meargă production. Tu asta ai două stories-uri pe zi, o postare pe Facebook și o postare pe Instagram pe săptămână. Și eu astea ajut să organizez un live și încă azi dublăm pe TikTok de asta. 300 de euro. Dedici o oră pe zi, cam așa, mediu, la început poate mai mult, dar mediu vreo oră pe zi pentru așa volum de lucru, dacă ești bun, și ai 2-3 clienți. Și văd pe 400-600 de euro. Și tu încă n-ai de alte cheltuieli, de branding și de postări și restul. Specialistul, aici, e ca aici care voi sunteți specialist sau încă nu ați deschis SRL și vă clasificați ca specialist care lucrează pe numele propriu, aici voi trebuie să înțelegeți că calculul se face foarte simplu. Tu ai un produs X la 500 de lei. Eu nu știu ce vinzi tu, dar spre exemplu matematica mea e una foarte simplă. Produsul e 500 de lei. Tu vinzi 8 bucăți pe zi. Tu ai 4.000 de lei, la 20 de zile tu ai 88.000 de lei. Cineva spui, da, Dumitru, dar și de unde 8 bucăți pe zi? Acțiuni. Ce acțiuni tu ai făcut azi? Spre exemplu, la mine nu e 500 de lei, la mine e 180 de lei produsul și eu mă uit că e ca la ziua de azi, în acest moment noi avem
în timp și eu vorbesc de o oră de vreme, achitați 111 persoane. Fix 999 de euro în o oră și în 2 ore 23 de minute. Poți și tu așa, dă-i bătaie. De ce nu faci așa? Nu știu. Respectiv, dacă noi să luăm în considerație că specialistul are un serviciu, spre exemplu, eu am pus 500 de lei, m-am pus manual și cu terapeut la care eu merg, 500-600 de lei, el poate să facă 5-6-7 ore pe zi. Dacă el are lead-uri, el are o capacitate de la 60 la 90-100 de mii de lei pe lună. Cum faci aceste lead-uri? Foarte simplu, tu generezi 100 de lead-uri, adică tu faci reclamă, tu la fel îți împachetezi rețelele, cele 5, vă rog, foarte mult, dar tu asiguri vizibilitatea, tu faci reclamă. Această reclamă tu o pui să meargă pe un landing page. Din landing page site, el se duce în CRM și tu vezi că din 100 de lead-uri, 40% conversii, s-au primit 60 de clienți. Lead, asta este client potențial. Înmulțit la un 1.000 de lei, un 500 de lei, îți ies un 2-3 mii de euro. E posibil? 100%. Antreprenorul nu este excepție, doar că la antreprenori mai multe canale de comunicare, eu recomand promovarea să fie un pic mai mare și venitul la voi total este despre altceva. Și respectiv, aici foarte mult o să conteze dacă voi real aveți nevoie. Din cei jumate de mii de oameni rămași în live, spuneți-mi, vă rog frumos, răspundeți-mi sincer la întrebarea. Voi credeți că e real în Moldova să faci 1.000-3.000 de euro pe lună? E că e real? Real. Eu tare mult spune că voi nu doar credeți, tipa, de ce nu faci precis? Eu habar n-am cum asta se face, dar la vecin am văzut că sprinește, pentru că nu pe geaba și-a luat el prios. Am colegă care face 5.000, da? Da? Depinde de sezon la mine. Da, calculează anual, calculează medie pe an, într-o lună poți face 30.000, într-o lună o pleașă, și îți prinești 30.000 de pleș împărțit la 12 luni, adică este calcul în sensul ăsta. Super, eu tare mă bucur că voi rezonați cu acest moment. Pentru cei care au tăcut, sau pentru cei care au răspuns. Eu vreau să spun că mie îmi place tare mult blocul ăsta, sunt 3 slide-uri, dar ele sunt cruciale. Sunt cruciale de tot. Pentru că asta mai vedem noi la alte webinare. Ați luat voi Facebook Start sau nu, ca azi noi nu vindem mică. Noi azi nu avem de vânzare. Facebook Start este cei care vor la tombolă sau oportunitate ca să treceți de prima problemă care am făcut testing-ul la nivel de profil personal și prezența social media sau să înțeleg cum să mănâncă, să mămui asta. Dar sincer vă spun, noi am văzut aceste istorii. Noi putem să facem să și tărghine. Dar tu vrei? Pentru că, de fapt, aceste 3 căi despre care vreau să vorbesc în continuare, ele sunt veșnice. Și eu sunt întrânsele. La alte etape, la alte produse. Iar pentru tine, acum sunt 3 șanse. Prima șansă este ca voi să nu faceți nimic și să rămână toate cum sunt. Și pentru vreo 2-3% asta să fie cea mai corectă cale. În engleză este așa un termen, nerâpăța. De ce? Nu, pentru că tu ori ești încă nu gata, ori încă nu arde, orice asta nu-ți trebuie. Dar lasă și cum este. Dar dacă tu spui, Dumitru, eu de vreo jumătate de an nu pot să adorm, tot caut, tot bat, tot încerc și am început un business și m-am angajat și am făcut și freelancing și am încercat și acolo am mers, în parc celălalt parc s-a pierdut, dar aici habar n-am că n-am numărat jumătate din ce ai zis n-am înțeles, pentru că termenii ăștia CPM, CTR, CPL, CPC, CPA, CPP, Pixel, Mixel, VAP, și eu nu înțeleg,
A trecut trenul pe lângă mine, eu nu știu când. Eram ocupat cu altceva. Și eu te înțeleg. Și dacă tu ești în situația asta că tu vrei să faci, dar nu știi cum, atunci sunt două chestii. Înșepe să sechi. Nenea YouTube TBF Pomaș, nenea Google întotdeauna la dispoziție. Scrie-ți o leacă în engleză. How to manage time. How to add budget on Facebook. How to și how to este tare popular. Și o parte din acțiuni eu le fac așa. Nu sunt întotdeauna bani. Nu sunt întotdeauna ocaziile astea despre care ne vorbesc speakerii ăștia de sticlă. Dar trebuie. Și tu va trebui să înțelegi că tu singur va trebui să le rezolvi asta. Desigur că noi am putea să avem și a treia cale. Și ea nu este a treia pentru că este cea mai bună. Real, noi ne-am deprins că noi nu suntem la etapa în care noi trebuie să convingem. Mie îmi place relația în care și tu vrei și eu vreau. Dar dimineața nimeni n-a să aibă remușcări. E că e tare frumoasă relația asta. Așa eu zic mereu la femeie mea. Și noi, în principiu, dimineața ne trezăm și tot normal. Respectiv, a treia șansă este ca tu acum să faci tot, dar amu. Deci, termină webinarul, ai culcat copchii și ți-ai pus în plan. Eu trebuie să creez tăci o destalmazan în webinar. Eu trebuie să pornesc prima publicitate, fix din punță și baxuri acolo pe butonul cel albastru, dar eu trebuie să fac ceva. Pentru că eu trebuie să măresc cu $50 mai mult și tot așa e ghine, cu $300 și tot așa e ghine. Dacă la tine este sarcina mai mare, atunci noi putem să te ajutăm. În primul rând, noi te putem ajuta prin programele noastre de mentorat. Noi nu vindem mentoratul azi. Chiar dacă el costă nu puțin și chiar dacă sute de, deja de exemplu noi avem de instruire și de mentorat care real ajută, dacă omul face. Pentru că mentoratul nu este pentru toți. El este pentru cei care vor în prima lună să scoată bani, dar în prima lună să lucreze așa cum nu au lucrat până acum. Sau vreo 2-3 luni să scoată și să fie în regimul în care este. Dar să știi că are o plăcere de la lucru, că știi și face și îi se răspunde la întrebarea asta. E că noi am întâlnit așa o problemă. Mulți oameni nu au nevoie de reclamă, de postări, de nu știu ce. Ei vor ca Dumitru, eu am nevoie cineva să-mi zic ce să fac. Eu cumva am pierdut tot conexiunea asta sau n-am fost conectat, dar e că eu vreau 1, 2, 3. Și trebuie să fac eu? E că mentoratul e pentru așa oameni. Respectiv pentru cei care vor ca afacerile lor să se digitalizeze. Eu înțeles că noi suntem prebătrâni de și noi nu facem față. Și clienții noștri în 35 ani de zile sunt și copiii ăștia care mai au 22 de ani. Dar noi nu suntem gata. Noi nu comunicăm pe limbajul lor. Noi până am comunicat cu oamenii care au 45 de ani, dar peste 10 ani de zile ies și 55 și gata, avem copiii lor și clienții noștri. Și brandul nostru nu s-a deprins să vorbească. Sau invers, oamenii care vor să iasă din zona asta de problemă și plus 200 de euro. Să facă. Sara, după lucru, un weekend. Dar să facă. Și asta e posibil. Zeci de cazuri. Domenii diferite. Beauty, construcții, sport, masaj, frumusețe, stomatologie. Foarte multe domenii. Imaginați dacă noi în jur de 5.000 de oameni au trecut deja cursurile noastre și instruirile. Și eu când vorbesc cu antreprenori și îmi spun da, dar la noi e cel mai bun produs. Eu istoria asta am văzut 10 de ori. Sau invers. Noi suntem cei mai buni. Și eu înainte de asta am vorbit cu altul care tot din nișa lui și tot e cel mai bun. Și eu nici nu știu care dintre ei e cel mai bun. Și eu zic, oi băieți, hai să fim serioși, eu cel mai bun. Nu mai lucrează varianta asta de 30 de ani pe piață. 4.000 de ore lucrate. Am un pățănaș de 20 de ani, a deschis un dropshipping, a luat un spinner, l-a vândut la 5.000 de oameni cu 0,25 de cenți, a făcut 3.000 de euro și a zis lui mama cu tata, dacă ați vorbit mult cartier, azi nu o plătesc. Adică, posibilități sunt.
Și pentru oamenii care au rămas, bănuiesc că voi aveți șansa să încercați mai cu succes. Nu că și eu plecat, că ai nu se iesut în reloare, să eu înțeles că nu e speakerul care lor le trebuie ori temă, ori nu știu alt motiv. Dar dacă tu ești încă aici și pentru tine e relevant social media și tu încă vrei, e că încă vrei bani. Nu bani. Dacă vrei prostă bani, cumpăr curs și acolo loteria șase oameni a să ducă cu caș. Bagă bani și. Dar dacă vrei să faci, pur și simplu tu nu știi ce. Tu încă nu te-ai predilit. Tu vrei să faci un business, dar tu încă nu știi ce fel de business. Tu ai început business-ul, dar nu știi unde să-l duci. Tu îl duci, dar nu știi dacă îl duci corect. Tu vrei să înșeai freelancing-ul, dar n-ai cunoștință. Dar trebuie să înșeai când ai încotro. Pentru că hazul, crești. Respectiv, vă spuneam despre mentorat. Noi că avem mentoratul Mentor Me, Mentor Freelance, Mentor My Business cu 900 de euro pe 2 luni de zile. Și cu 700 de euro acum este reducere și ofertă. Și este mentoratul de un an de zile cu 2800 de euro și cu 2500 de euro. De ce așa repede eu le trec? Pentru că noi nu luăm în mentorat oameni care au bani sau care vor. Noi vindem doar la oamenii care corespund anumitor criterii. Și eu să vă spun care sunt criteriile astea. Mentoratul presupune că noi ne vedem cu voi în pachetul de 700 de euro la ofertă acum. Noi ne vedem cu voi de 5 ori în prima lună și a doua lună este mentenanță. Noi vă împachetăm business-ul, vă răspundem la cele mai importante întrebări, la cei care trebuie repede. Și voi lucrați cu mine aceste 5 întâlniri. Și voi rezultatul într-o lună trebuie să-l obțineți, în două, pentru că eu să fiu alături în procesul ăsta. Cei care au un business mai specific sau vor mai mult timp, există pachetul de 2500 la ofertă în loc de 2800, unde noi ne întâlnim cu voi de 2 luni de zile intens în fiecare săptămână și 10 luni mentenanță. Și dacă tu vrei să lansezi o afacere, dacă tu vrei să fii freelancer, dacă tu vrei, eu stiu de mână și duc un an de zile, ori dacă tu vrei, tu poți să fii. Dar nu din cauza că vrei. Dacă eu pot să cred în ideea ta sau eu văd că tu înțelegi că tu ai de lucrat, de implementat. Tăci înseamnă CPM, STI, SPC, Landing, CRM, Excel, campanii, content, live, stream, tot ce ține de activitate social media. Sau să creăm pagina de la zero. E că tu n-ai pagină văpșie. Nu e pagină, nu e nume, trebuie de creat nume, trebuie de creat logo, lista pe un site gratuit, trebuie de făcut landing, trebuie de făcut primul live, dar cum dumneavoastră să-l fac? Noi dăm prezentare, suntem alături, tot asta. Deci e unica ocazie să, dacă vreți cineva să facă parte din mentorat, este că voi puteți să veniți la o consultație gratuită în care să-mi povestiți ce vreți să faceți, iar eu, în urma consultației, să vă dau răspunsul la durerea voastră și dacă în urma discuției noastre noi decidem că se merită 2500 de euro pe un an sau 700 pe 2 luni de zile, atunci putem să încercăm să facem un mentorat. Din păcate sunt doar, ca întotdeauna, 10 locuri libere, asta am spus-o și în februarie și până azi noi n-am vândut pentru că la noi era ocupat tot. Respectiv, asta o spun și acum. Și în februarie, dacă vă amintiți, cei care au cumpărat, ați cumpărat cu pachetul de 500, azi 700. Pe urmă, cei mai scump, pentru că graficul nostru se umple și noi nu avem posibilitate să luăm pe toți. Dacă din 480 de oameni, măcar 30 să vrei, eu n-as pot să eu. Nici 10% eu nu pot lua. Respectiv, la nivelul ăsta e foarte important să înțelegem. Dacă voi sunteți la o etapă în care e nevoie, eu vă invit la o consultație. Respectiv, acum și o să avem Gicu și sesiunea de întrebări-răspunsuri. Formulează-mi, te rog frumos, Gicu, ce înseamnă la tine B2B. Pentru că B2B asta nu e sfaturi, asta este industrie. Asta cum spui mașină. Dar și mașină. Respectiv, vorbind de partea asta, noi avem minimum voi puteți să luați cursul nostru, care este despre tot ce trebuie să știi tu la început de cale în social media. O să ai tare multe.
fișiere, ghiduri, teme, toate sunt preregistrate din orice colț al lumii, la orice oră poți să te uiți, grup de suport, teme pentru acasă, tot ce trebuie să ai. Mai mult ca atât, participi la tombolă și toți cei care scumpere cursul, participi automat la tombolă, unde pot câștiga 500, 200, 100, 100, 50 sau 50 de euro în live-ul din 12 aprilie, ora 9.00, pe Instagram-ul meu, talmazan.md, unde voi desigur că ați făcut tag, stories, o să postați după webinar, cu siguranță. O să găsiți în online tare multe feedback-uri. Oamenii care au învățat. Oamenii care au învățat la noi. Și noi, practic, am ajuns la final și eu să-mi permit o concluzie zilei de azi. Oameni buni. Tema care eu am lansat-o era cum să faci bani din Facebook și Instagram, cum să câștigi 3.000 de euro. Și eu cred că există minim 3.000 de categorii, care, 3.000, 3 categorii de oameni care au nevoie de aceste oportunități. Astea sunt freelancerii cu subcategoriile lor. Astea sunt specialiștii cu subcategoriile lor. Și astea este mediul, business-ul mic și mijlociu. Indiferent de, noi înțelegem că există prezență de profil personal și profil de business. Dacă tu vrei să vinzi, tu trebuie să vinzi ca profil de business. Ca să vinzi, tu poți să faci postări și reclamă. Dacă faci doar postări, n-are nicio șansă. Trebuie să faci și postări și reclamă. Ca să faci corect postările și să aibă sens și reclama și să aibă sens, tu ai nevoie să faci ID-ul, logo, nume, cover, descriere. Să faci o postare pe săptămână, un live pe săptămână, două, trei stories pe săptămână. Elementul de comunicare în mai multe canale, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, e salutabil. Dar teta asta n-are niciun sens dacă tu nu faci promovare. Un boost post pentru cei care vor rezultat mic. O campanie pentru cei care vor rezultat mai mare. Dacă te ce spun acum, voi nu înțelegeți. Urgent cumpărați cursul. Urgent. Clicați pe link-ul din descriere. Intrați peste jumătate de oră la mine în Instagram sau mâine și o să vedeți stories-urile cu oferta de 9 euro. Dar voi trebuie să știți și asta. Dacă cei care sunt freelanceri vor să facă 2-3-400 de euro pe lună, asta înseamnă 3-5-7 mii de euro pe an. Dacă voi ca specialiști vreți să faceți 1.000 de euro pe lună, asta înseamnă 10.000 de euro pe an. Dacă voi ca business vreți să faceți 3-5-7.000 de euro, asta înseamnă 30-50-70.000 de euro pe an. Eu vândem, voi să răspundeți la întrebarea câți oameni ne văd. Unde noi ținem clienți? Și cum noi vindem lor? Înțelegeți voi ce înseamnă CTR, CPM, CPC, CPL, Pixel, conversii, Google Analytics, Yandex Metrica, Landing Page, Amo CRM, script de vânzări, conversie. Lead potențial, lead calibrat, lead necalibrat. Înțelegeți voi ce înseamnă acest flux? Sau pentru voi este Dima, despre ce vorbești acum? Dacă nu înțelegeți, voi nu o să puteți aveți alt rezultat. Voi nu o să puteți să vindeți, pentru că vânzarea asta nu e dorință. Vânzarea asta este pizza. Când eu zic, să apară în cap acea imagine și voi spuneți, eu sunt gata să plătesc pentru asta, pentru că, și când el a spune 1, 2, 3, 4, asta înseamnă rezultatul marketingului vostru. Și atunci 3.000 de euro pentru voi să însemne foarte puțin. Pentru că adevărul ăsta e 3 puțin dacă business-ul vostru se primește pe foaie în primul rând. Și voi numărați 3 cursuri înmulțit, la asta iese asta, eu sunt gata, spătesc atâta. Dacă voi aveți nevoie de ajutor, voi n-aveți nimic și voi trebuie să vindeți. Voi trebuie să vă creați pagină, voi trebuie să vă faceți nume, trebuie să vă faceți site, trebuie să vă faceți logo. Voi trebuie să faceți aceste rețele sociale. Dacă voi sunteți freelancer care a început sau vrea să înceapă și are nevoie de cunoștință și suport de mână, dacă sunteți un business care are nevoie de angajat de marketing sau vrea singur să înveți, sau vrea să înveți pentru că să înțeleagă, noi avem aceste programe de mentorat. Noi avem aceste programe de mentorat și eu cu mândrie pot să vorbesc de ele. Pentru că aceste programe de mentorat, Mentor My Business este pentru business-ul mic și mediu și mare. Mentor Me este pentru specialiști și business-ul mic. Mentor Freelance este pentru freelancer. Un program în care voi tete-a-tete cu mine aveți de afaceri. Și aveți este pachetul de 700 de euro pentru 2 luni de zile. Este pachetul de 2500 de euro pentru 1 an de zile. Respectiv, dacă tu crezi că din 2500 de euro în rate noi împreună facem 10.000 de euro, mie îmi pare că asta e un deal foarte bun.
mai ales că sunt tare multe lucruri care tu nu le vei face curând sau cum ați trebuiască să angajezi. De aceea eu nu vreau să vând acest curs aici. Pentru că este ireal eu să vând acest curs aici, pentru că nu doar dorința de a cumpăra este necesară. Dacă tu spui, eu vând săpun, vreau 100.000 de euro și eu am capacitate de 5 săpunuri pe zi, la noi pe foaie nu iese business-ul. Eu n-asta eu am intrat. Dar dacă tu îmi povestești istoria ta și eu știu că eu pot să te ajut să scoți în 2 luni de zile banii care ai investit în mine, atunci eu cu dragoste fac oferta asta și rezultatul tău ăsta e rezultatul meu. Rezultatul tău bun, asta e recomandarea mea mai departe. Dar dacă voi ați auzit vreodată de Dumnezeu Amazon, probabil ați auzit mare probabilitate că de bine. Că pentru dânsul contează să dai un rezultat bun. Și echipa care stă în spate trăiește cu aceeași principii. De aceea, în contextul ăsta, eu vă propun să intrați pe linkul care apare în descriere. Să vă înregistrați la această consultație gratuită. Să completați formularul. Dacă n-ați găsit butonul și vreți o consultație gratuită, noi o facem online, offline. Și voi o să puteți să povestiți istoria voastră și să vedem. E logic, nu e logic să mergem. N-aveți de pierdut nimic. Tare mult sper că voi o să reușiți să faceți tot asta. Îmi puteți sugera ce platformă ar fi bine să fiu pe companie B2B? Facebook 100%. Instagram ca welcome. TikTok puțin probabil, dar da, LinkedIn ar fi o variantă. Dar iarăși depinde și za B2B. Gicu, tu de 200 de ore ai scris cuvântul ăsta. Te întreb, și za business tu ești? Ești companie de construcții? Ești supplier de agricultură? Și ești tu B2B? Când vor veni materialele cursului după efectuarea plății? Deci, luând în vedere, colegi, o să vă rog aici înțelegere și tare vă rog să știți oameni cu... respectiv, noi avem acum 120 de persoane care au achitat în timp ce eu vorbesc. Plus mai avem încă vreo 150 care au început, dar nu au terminat achitarea. Eu vă rog foarte mult să aveți răbdare, pentru că managerul nostru poate un manager procesa 60 de oameni pe zi. Noi avem 2 manageri. Respectiv, noi în 2-3 zile vă dăm accesul. Până la data de 12, unde va fi de mijlocit tombola, toți trebuie să aibă acces, luând în vedere că în față ne stă weekendul. Dar eu sper mult să conectăm mai multe persoane și următoarele deja ediții să fie automate momentul dintre achitare și accesul la curs. Dar eu vă văd pe fiecare în parte și credeți-mă că nu este situația că ne-au făcut 9 euro, noi să facem totul să fie la cel mai înalt nivel și voi să primiți contentul de care să vă ajute în afacerile voastre. Cine din voi s-a înscris la mentorat? La consultație gratuită. Haideți să vedem cine din cei care sunt s-au înscris la consultația gratuită. Scrieți eu. Spre exemplu, eu văd că sunt 36 de persoane. 36 de persoane, când vă spuneam despre mentorat. 1-2, vă rog. Spre exemplu, uitați-vă, noi avem aici o pâlnie pe mentorate aparte. Și uitați-vă, sunt momentan 36. Dacă eu fac refresh, poate mai sunt oameni. 35, cineva, 36, acte este, 36 de persoane, Valeria este, Victoria este, super, minimum cu 30 ceva de persoane noi să ne vedem și eu spun mult să vă fiu util. Pregătiți întrebările și vreți să rezolvăm, pentru că indiferent va fi nevoie să mergem mai departe sau nu, aș vrea să vă fiu util în această jumătate de oră, oră, de ce? Pentru că să nu spuneți că eu am pierdut 36 de ceasuri să vorbim despre eu vreau să fac un business, dar nu știu ce să fac.
Cei care o să vă vină încă notificare, aveți posibilitatea să vă mai registrați și la curs, și la consultație gratuită. O să avem 10 locuri. Dacă vă știți precis că vreți mentoratul și nu vreți să așteptați consultație gratuită, atunci unica șansă este să-mi scriți mie în privat. Că restul o să aștepte apelul managerului, care să stabilească de la săptămâna viitoare deja consultațiile. Dar dacă voi vreți să începeți lucruri, de mult ați urmărit, știți ce înseamnă mentor mai business, vreți 2 luni să lucrați cu 700 de euro sau 2500 de euro, un an de zile să lucrăm. Scrieți-mi în Instagram mie, talmazan.md, Dumitru, eu vreau să iau mentoratul X. Te rog frumos, fără ocerde. Spate? Achitarea în rate, ca juridic, ca fizică, cripto, PayPal, orice formă. Cu grâu luăm, dacă aveți grâu bun și mult, luăm. De aceea, eu tare mult sper că asta pentru voi o să fie util. Tare mult sper că toate lucrurile care noi le-am discutat azi, pentru activitatea voastră o să fie utile și voi veți reuși să fiți obiectivi în business-ul vostru. Eu sunt aici în continuare să vă răspund la întrebări. Putem spune așa, că partea oficială o luat sfârșit, cei care așteptau content să nu se rețină și noi suntem încă 5 minute, pentru că noi suntem 3 ceasuri, voi sunteți prosta giganți. La noi webinar Jamu spune că ne-a rămas 11 minute și el deconectează prosta, deci noi în 5 minute mai răspundem la întrebări. După care vă lăsăm datele noastre de contact, puteți să-mi scrieți dacă voi vreți mentoratul direct, scoateți vă rog datele de contact. Talmazan.md este elementul de rețele sociale care voi puteți spuneți tag, stories, să-mi scrieți dacă vreți fără rând la mentoratul de 700 sau de 2500, de 2 luni sau de 12 luni. Ratele la 700 sunt 2, la 12 luni sunt 3. Respectiv, sper mult că cuiva asta este o modalitate prin care puteți să dați prima rată și să repede să învățați și să faceți și bani și să întoarceți. Părerea despre marketingul în rețea Oriflame, cum să măresc echipa, unde să fac publicitate, ce modalități să folosesc. Am fost și în consultanță la Oriflame, publicitatea acolo se face, la nimerocit la holding. Eu cred că voi trebuie să lucrați personal branding, să dezvolți prin webinare evenimente care o să strângă oameni interesați de tematica aleatorie de a face bani din zona asta, să arăți că asta e posibil, să nu fie doar din voi ați puteți și pe urmă să ai o audiență care nu atunge rezultate pentru că nici tu nu le-ai atins, unica și ai putut asta, să mai strigi încă 30 de oameni de lătire, să arăți tot asta prin live-uri pe Facebook, să răspunzi la întrebări în live-uri de Instagram și să inspiri oamenii prin rezultatele tale. Asta e cel mai important, pentru că acolo să nu semni. Știți cum oamenii când văd că vine ăștia de la Top Shop sau vine ăștia la costum, apoi cred că vin cu religia la dânși. Salut, eu vreau să-mi fac pagina de Instagram mai bună, atractivă. Cum pot avea cât mai mulți urmăritori? Zi-mi, te rog, ce trebuie să urmăresc? Cum? Nu știu cum. Irina, precis ai nevoie de un program minim de 2 luni de zile ca să verificăm, să te mulțim, să te maștabăm? 100% n-ai nevoie de followeri, tu ai nevoie de vânzări sau ai nevoie de engagement și acolo strategiile sunt diferite. Dar 100% n-ai nevoie de followeri. Bajuți. Înscrie-te la consultație și o să-mi demonstrez, ori să-ți dau eu argumente de ce tu ai nevoie de vânzări și de bani, nu de like-uri și de follower. Pentru a face reclamă a procedurilor de masaj, o face o înviorare de 10 zile sau mai mult gratuit, este binevenită? La mine este rată galbenă și pot să fac reclamă la masaj. Eu am afighet. Dacă eu am înțeles întrebarea ta și dacă tu o să înțelegi exemplul meu. Prima modalitate de promovare care au folosit-o, asta este în grupuri. Respectiv, eu am văzut asta, eu prost eram șoche, nu știu, nici nu țin minte cine asta era, dar asta a fost o decizie corectă, mie îmi pare. A doua modalitate care la sat poate fi făcută, asta este, dacă ați fi din Sarata Galbenă, asta este televiziunea și fraza aceea care jos vine că se vinde carne, se vinde terien la Gagarina.
A treia modalitate care aș face eu, aș folosi Facebook și Instagram-ul pentru că bani acolo mulți n-a să meargă din cauza că în satul în care tu vrei să lucrezi e puțină audiență. Asta înseamnă că tu n-a să cheltui mii de euro, tu cu 30 dolari să arăți la atât oamenii cu interesați. Și cea mai eficientă modalitate, asta este să, Vlad, tu erai. E că vezi, Vlad, eu te-am văzut. E că eu te-am văzut, dar nu știm că e Vlad. Deși, pentru că Vlad n-a vorbit prin brand, Vlad a vorbit că acolo e masajist. Dacă era Massage System House in the City, atunci era altă treabă. Logotip, Vlad, pagină, dai cu contentul și mergi pe la băbuți și pune flyere pe în poartă. Fără iertă că mulți ați trimată, dar măcar să-ți mulțumesc pentru flyere, pentru că se poate tăiți lănina pe dânsul. Respectiv, cu siguranță, ideea cu înviorarea ca stil de viață. Tu ești din Sarata Galbenă, foarte frumos sat, acolo numai oameni frumoși trăiesc, dar, sau minim s-au născut, trăiesc, nu știu. Dar ideea care este, că eu am observat că în Sarata Galbenă foarte mulți oameni se ocupă cu, nu știu cum se cheamă sportuista, când merge și cu bețele. Eu am afichit tatniu cu vecinul Tulbu Ivan Aurelci, și sară la plimbare îți duc. Când s-a mai auzit că în Sarata Galbenă oamenii se iasă la plimbare? Nu, poate că la noi se vinde tucanul cofie, noi suntem, nu, oameni simpli, dar în principiu... Eu n-am văzut Vlad, n-am văzut pagina Milet, sorry, poate eu eram neatent, dar eu urmăresc pagina cu share-urile care sunt în sat, pentru că mă învăț și mai fac acolo drumul, chestii, dar bravo că și va faci și că ești aici și vă pșe crăsaviță. Așa, mai avem încă 4 minute, dacă mai sunt întrebări, vă rog frumos adresați-le. Cei care nu au reușit să înregistrez la consultație gratuită, butonul care la voi apare, dispare, este. Verificați partea de e-mail-uri, verificați Telegram canalul, verificați stories-urile mele, pentru că acolo o să fie toate link-urile și la curs, și la consultație, și la înregistrarea acestui webinar. Tare mult sper că voi sunteți pobeditile, că ați stat până la urmă 3 ceasuri de vreme. Și tare mult sper că acești, că vă zic câți la ziua de azi, consultații, 57 de consultații care s-au înregistrat la noi, aici, ultimul azi este Elena Guidea, sunt persoane care vor fi contactate și programate și persoane care au scris în Instagram, eu văd mesajele voastre, 19 cereri, sper mult că azi mâine reușesc să procesez toate mesajele și dacă voi o să vreți să facem exprompt unul din programe de 700 sau 2500 în context de 2 luni sau 12 luni, atunci cu drag asta o facem. Așa, datorită ții suntem aici 3 ore, Elena, mulțumesc, datorită vouă eu sunt aici. Ferestre pe vicer, rulete, cortine, unde ai făcut publicitatea? Facebook, rulete, precis, am fost și manager pe rulete și am promovat și camileonul și rulete, media și tăti mamsele astea, Facebook lucrează tare bine. Și influenceri, salut, lucrez în domeniul beauty și mi-am stabilit în afara țării cum să mă fac cunoscută. Publicitatea, Life-uri, Doina, programul Mentor Me. Și dacă ești în beauty, cursurile ajută tare mult că deschizi școala și peste serviciu, dai gratuit, ori dai ceva la oameni deșteptățel, oamenii încep să creadă că tu te pșechi. E că o parte din voi doar credeți că eu mă pșe plășe și am zis. Dar dacă la mine și arată să scris, voi ne proverite. Respectiv, comunicarea online, live-urile ajută foarte mult, dar publicitate trebuie. Oameni buni, ads, 2-3 mii de euro pe an. Ca să vă vadă 200, 300, 500, 800 de mii de oameni. Și atunci voi întrebați-vă, dar și trebuie să vinzi tu ca aici 2000 de euro pe an să nu și iei minus? Cum se face pagina Instagram cu jucării, arhitectură, design, oameni buni? Mi-a rămas un minut. Mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc mult că am avut frumoasă ocazie să șaruiesc și sper mult că asta a fost util. Celor care s-au înregistrat, celor care au cumpărat, Oscar și Oliver este extrem de recunoscător vouă. Iar terasa din Sarata Galbenă, tot cu divizii pe zi, este mai aproape de finish. Eu sincer primesc caif de la ce și fac. Mie îmi place să vorbesc, e că 3 ceasuri vorbim și dacă nu ne-ar oprie muia, aici am mai stat încă jumătate de oră. Continuăm în Instagram, dacă aveți întrebări, scrieți acolo. Mulțumim pentru share-uri celor care au făcut. Mulțumim pentru toți cei care sunt aici. Aveți grijă de voi și o seară excepțională vă doresc și o viață care să vă mândriți că ați trăit și că sunteți studentul nostru. Пока.